seara, bună seara! Salutare tuturor, să-mi spuneți dacă mă vedeți și mă auziți corect și bine. Sper că e tot în regulă. Asta seara marcăm o premieră. Facem stream și pe YouTube, și pe Facebook, și pe Twitch. Nu că ar intra cineva pe Twitch momentan, e tot ok, e important e că există această posibilitate și că na, dacă e cineva interesat are ocazia să să intre în vorbă cu noi acolo. Eu o să văd sper chatul într-un singur loc aici în aplicația Streamlabs, aplicație pe care, care, care am decis să-mi să mai dau ultima șansă după ce live-ul trecut a cam crăpat și a fost nevoie practic să redeschid live-ul sper să nu se mai întâmple iar și azi. În caz că se întâmplă din nou să fie probleme, nu vă faceți griji, dacă nu repornește live-ul curent și se oprește dintr-un motiv sau altul, stați cu ochii pe YouTube sau Facebook sau Twitch și o să vedeți că mai, o să mai pornească un live în maxim 2-3 minute de la oprirea precedentului. Din nou, sper să nu fie probleme, însă am zis să vă anunț just in case. Bun, de auzit se vede și se... de, de auzit se vede, e bine. De văzut se vede, de auzit se aud, de asta e foarte bine. Mă bucur mult că sunteți aici. Salutare Dea, GG Casa, Alexandru Nițu, Florin Poruț, Ana Maria Șchiopu, David, Valentin Cebotari, Alexandru Nițu din nou. Așa, Edi Star, Paul John, vă salut pe toți și mă bucur că sunteți aici. Bogdan Măcovei, bun. Uh, astăzi vom petrece destul de puțin timp uh, la început cu partea de introducere, pentru că vreau să intrăm în pâine cât mai repede. Și asta înseamnă că vă pot răspunde la întrebări uh, nu știu, următoarele 10-15 minute, după care intrăm în partea de codat, și sper eu ca în seara asta să terminăm sau mă rog, să progresăm substanțial în partea de Mobile First Responsive Web Design pentru template-ul de resurse, deci template-ul site-ului de resurse pe care inițial l-am desenat în Figma, într-un live precedent și sau în niște live-uri precedente. Și acum urmează să îl implementăm propriu-zis, să îl transformăm într-un site inițial într-o variantă statică de HTML CSS, după care uh, varianta statică se va transforma într-un uh, practic într-un template uh, în jurul unei platforme, în jurul unui framework baza pe JavaScript, care încă nu știu care va fi, adică nu știu exact ce framework vom folosi, dar uh, cum să zic, lucrurile sunt așezate de, de, suficient de bine astfel încât să am niște opțiuni foarte precise în minte. Ideea, ideea e că acest proiect vreau să fie unul din cele care e dezvoltat împreună cu voi și asta înseamnă că odată ce Intrăm în stadiu de uh, implementarea uh, template-ului în framework. Voi accepta pull request-ul de la voi, sau merge request-ul, cum vreți voi să le spuneți, în GitHub. Uh, dacă vreți să contribuiți la proiect, sunteți într totul bineveniți și probabil momentul oportun pentru asta va fi din momentul în care vom implementa uh, uh, template-urile pe care le construim astăzi într-un framework de front-end bazat pe JavaScript care încă nu știu care este, dar cel mai probabil uh, va fi Next, uh, Next, pardon, și React. Uh, dar rămâne de văzut. Uh, și asta pentru că ați votat în mod covârșitor uh, în favoarea framework-ului ăsta, uh, și anume Next. Și uh, există și contra argumente pentru care am putea să dezvoltăm proiectul în altceva, însă rămâne de văzut. O să avem o discuție mai pe larg asupra framework-urilor folosite în momentul în care ajungem în punctul în care terminăm orice altceva și trebuie să ne apucăm de, de partea de arhitecturare. Așadar, hai să ne uităm pe chat să vedem ce mi-ați scris. Uh... un moment. Alexandru Nițu întreabă până, până la cât se preconizează streamul. Păi astăzi sper să nu stăm foarte târziu, dar știți că așa zic de fiecare dată. Din, adică vorbim statistic, live-urile precedente au durat cam 5 ore, dar live-ul de azi sper să dureze un pic mai puțin. Probabil vom trece de miezul nopții cu măcar o oră, dacă nu chiar două, dar rămâne de văzut. Bun. De a zice până la urmă mai ales React plus Next sau altceva. Discutăm. E o opțiune foarte clară în momentul ăsta. Mi-ar fi plăcut ca un, proiectul pe care îl dezvoltăm folosind React și Next să folosească și Tailwind și în cazul ăsta n-am vrut să folosesc Tailwind din motive didactice, dacă vreți, pentru că am vrut să construim CSS-ul împreună astfel încât să înțelegeți flow-ul pe care l-am avut în momentul în care am gândit CSS-ul într-un fel sau în altul și o să, adică sper să fie transparent modul de gândire inclusiv în stream-ul de astăzi. Însă Na, poate facem și excepții, rămâne de văzut. Nu e o condiție necesară ca uh, proiectul de resurse să folosească neapărat Tailwind, poate să folosească CSS Vanilla sau SCSS, cum am început să construim live trecut. Uh, dar framework-ul, da, e foarte posibil să fie Next pe React sau ar mai putea să fie Quick sau Astro sau altceva. Rămâne de văzut. Uh, vom lua decizia probabil live-ul următor. Ok. La am eu bună seara. <laughs> Uite, de a știe despre ce vorba apropo de durata live-urilor. Uh, Radu întreabă fără facultate cât de bine ar trebui să fiu pregătit pentru a reuși să intru în IT ca front -end? developer, intern sau junior. Facultatea nu e o condiție pentru un job în domeniu, însă gradul de pregătire necesar pentru un job obținut astăzi e un pic mai mare decât în mod uzual, pentru că numărul de joburi a mai scăzut datorită crizei pe care nimeni nu recunoaște în care suntem, însă practic îți trebuie un portofoliu foarte bun care să demonstreze abilitățile de care ești în stare și care să conțină atât proiecte făcute în urma unor frame, unor tutoriale sau cursuri care sunt perfect ok și acceptabile dar și uh, proiecte mai complexe cât de cât originale uh, construite de tine din propria ta creativitate și nevoie eventual. Adică ideal ar fi chiar să rezolvă problemă cu proiectele pe care le construiești în portofoliu și în felul ăsta să areți oamenilor care te-ar putea angaja deci care ți-ar putea oferi un job că te descurci și că știi în mare măcar, câte puțin din tot workflow-ul de creare a unei aplicații de front-end și unui site în general. Evident, dacă focusul tău e mai mult pe partea de features, adică pe programarea de, care implică JavaScript sau alte limbaje server-side, e perfect ok, atâta timp cât portofoliul tău reflectă chestia asta și Proiectele din portofoliu sunt deployate în așa fel încât toată lumea să poată testa felul cum ai construit site-urile sau aplicațiile pe care le-ai construit. E perfect ok. Dacă, în schimb, te pasionează mai degrabă partea vizuală, front ul care ține de templating HTML CSS și/sau uh, și partea de interacțiune, adică javascript, script, animații și așa mai departe, e bine să ai în portofoliu proiecte relevante din categoriile astea care să-ți demonstreze schilurile și pasiunea pentru, pentru zona respectivă. Um, sper că-ți am răspuns la întrebare. Uh, deci, până la urmă, totul uh, totu totu depinde de portofoliu și e bine să ai măcar, nu știu, 5, 6, 7, 10 proiecte în portofoliu, dintre care unul sau două mai complexe, astfel încât lumea să-și dea seama, adică recrutorii să-și să 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 aibă ocazia să-și dea seama de schilurile tale și de faptul că e, ai posibilitatea să fii productiv din prima zi în momentul în care îți oferă un, o oportunitate, un job. Uh, Paul John, de unde pot învăța ce meta-taguri să pun în head pentru SEO? Este o întrebare foarte, foarte bună și legitimă. În cursul de front-end development în română, pe care, spre rușina mea, nu l-am mai continuat în ultima vreme, dar am un video filmat și încă un video scris aproape complet pe care urmează să-l filmez. Primul video este în editare, mai durează câteva zile și ar trebui să fie live, e despre imagini. Iar următorul video sau peste două videouri din cursul de frontend pe care îl fac gratuit aici pe YouTube pentru voi, urmează să fie tratată fix partea asta de meta metataguri și informații care țin de meta conținutul unei pagini web. Și practic voi intra în detaliu inclusiv cu ce folosim în template uri în live-uri, adică toate, tot, fiecare tag prezent în head-ul Aplicații pe care o voi construi astăzi sau o voi continua de construit astăzi vor fi explicate pe larg în videoul respectiv în așa fel încât să înțelegeți de ce le folosesc și care e scopul fiecare. Până una alta, scriem pe Discord dacă vrei să ai informația asta mai repede și o să-ți caut unul sau două articole care să-ți explice măcar așa orientativ despre ce e vorba. Deci dacă nu te lămurești din live-urile de până acum, pentru că în principiu în fiecare live care cod, în care codez uh, și sunt în stadiu în care sunt acum, adică de templating static, am trecut prin partea de head, nu neapărat că am explicat-o foarte bine și de asta vreau să fac un video din curs special pentru asta, dar uh, ai, măcar se prezintă acolo tagurile folosite, poți chiar să te uiți în uh, sursele din GitHub ale proiectului pe care îl codăm astăzi ca să le vezi pe alea pe care le-am folosit pentru proiectul ăsta și poți să le copiezi de acolo și să le adaptezi pentru proiectul tău. E și asta o variantă. Așa, MNNM, salut, voiam să spun că în urma unui al tău pe CV-ul și portofoliul meu, după restructurarea, am reușit să obțin un intensif. Mulțumesc! Felicitări, mă bucur pentru tine. Uh, și mă bucur că te-am putut ajuta măcar uh, așa, uh, perceptual uh, din punctul tău de vedere cu ceva. Că până la urmă tot ai făcut munca și tot meritul tău este. Așa. Păstinio 2022, bună seara, bună seara și ție. Radu Stanga, salutare. Bun. David, salut. În cele de doi ani să intru în domeniu, dar nu reușesc ceva păreri. Motivul principal e că aproximativ toți angajatorii întreabă de algoritm și nu mă descurc să înțeleg că aplici pentru joburi de programare. Deci nu neapărat de front-end sau altceva, ceea ce e perfect ok. Însă dacă aplici pe joburi de programare, asta înseamnă că ar trebui să știi algoritm. Adică nu e ceva de care poți scăpa din păcate. Dacă vrei să faci programare cu așa cum trebuie, trebuie să pui mâna să înveți niște algoritmică și există niște cărți pe care le recomand în niște videouri mai vechi de ale mele despre Cărții despre programare, cred că poți să cauți așa pe canalul meu și o să găsești câteva recomandări de cărți pe care le poți parcurge dacă, dacă vrei să, să te apuci de treabă. Există și foarte multe site-uri în minunatul link pe care îl ceresc absolut de fiecare dată când discut despre asta și pe care îl voi mai pune o dată aici în chat pe YouTube. Uh, linkuri care sunt foarte, foarte utile, uh, inclusiv pentru partea de programare. Deci dacă vrei să faci să, să înveți de fapt programare, uh, poți să pornești de acolo și să te de foarte mult linkurile respective ca să înțelegi despre ce e vorba. Uh, deci fără programare nu prea poți să scapi, dacă vrei să uh, pardon, fără algoritmi, nu prea poți să scapi dacă vrei să, să lucrezi ca programator. Și de asta, na. E perfect normal ca angajatorii să ceară uh, să știe algoritmul în momentul în care aplici la joburi. Uh, în altă ordine de idei, e posibil ca CV-ul tău și portofoliul tău, dacă există, și sper că există, să nu fie aliniate perfect cu joburile la care aplici. Și cel mai bine ar fi să-mi scrii pe Discord în zona de în live, așa se numește, în, în, canalul de Discord o să vezi link către ea imediat, ce intri în, în, context. Nu prea se vede chestia asta, o să-l pune chiar aici pe fruntea mea. Așa. Uh. Ziceam că deci intră în discord te trimite pe devaluat în live uh, CV-ul tău portofoliu tău și uh, eventual descrie joburile pentru care vrei să, să aplici și o să încerc să le analizez într-un live viitor și să îți dau niște păreri și niște feedback pe tema asta și nu o să fac doar eu o să fac inclusiv oamenii ăștia minunați din comunitate care. Sunt destul de activ pe Discord și pot să îți dea păreri pe lucrurile pe care le urci acolo. Pe calea asta, vă și mulțumesc celor care sunteți activi pe Discord și răspundeți la întrebările celorlalți din comunitate. Asta ține comunitatea activă, inclusiv când nu am eu timp să intru și să, să vă răspund, și încă o dată mulțumesc. Faceți o treabă foarte bună! Bun. Uh, Cristian, Alexandru, Neața și ție. Denis se întreabă cum o să faci tranziția de la index HTML-ului la un framework. Eu de obicei încep direct cu instalarea framework-ului, dar văd că tu ai început direct cu HTML-ul. Am început cu HTML-ul în speranța că pot să reprezint, uh, nu neapărat accurate, dar cât de cât accurate, procesul prin care trece într-o companie ceva mai established, mai mare, cu echipă mai uh, diversă genul ăsta de proiect, adică vreau să reproduc pașii prin care uh, genul ăsta de proiect trece de la idee trecând prin branding și design în Figma, în cazul ăsta, uh, apoi prin uh, templating static adică HTML și CSS, apoi integrarea într-un framework, uh, dezvoltarea feature în framework, uh, eventual testarea automată și la final um, Procesul de CICD, adică de deploy, și nu în ultimul rând parte de marketing, adică analytics, um, SEO și alte lucruri utile pentru genul ăsta de proiect ca să aibă succes. Um, și vreau să fac chestia asta pentru proiectul ăsta de resurse, tocmai în ideea că va fi un proiect real care chiar are nevoie de. Um, inclusiv de partea de marketing, dar și de features și în partea de features îmi puteți, îmi puteți ajuta și voi și nu numai. Adică o să accept uh, pull request-uri și merge request-uri pe GitHub uh, destul de curând, imediat ce trecem la partea de framework și la implementarea de feature-uri propriu-zis. Deci uh, abia aștept să ajungem acolo și uh, sunt foarte, foarte uh, încântat de ideea că o să putem să colaborăm în direcția asta o să puteți să mă ajutați și voi. Până la urmă e și în interesul vostru să faceți lista asta de resurse uh, utilă și ușor de folosit și pentru voi, dar și pentru alți oameni care învață. E, e un proiect de comunitate destul de bun și sper să să ajute cât mai mulți oameni. Bun. Uh, și după asta mai urmează câteva. Deci stați pe propria. Așa, Cristian Alexandru. Uh, vorbesc de cursuri cei de la SDA România țin curs de Python, gratuit ok, bravo așa Ana Maria Șchiop întreabă bună, dacă am parcurs câteva cursuri de, de, pe Udemy merg inclus în CV sau în profilul de LinkedIn nu neapărat uh, cursurile de pe Udemy nu sunt neapărat niște taloane de cunoștințe în general, dacă vrei să știi un domeniu bine, numărul de cursuri și de tutoriale pe care ar trebui să-l faci e de ordinul zecilor. Adică nu are niciun sens să le treci pe toate într-un CV sau într-un LinkedIn. E mai bine să îți faci în schimb un profil de GitHub în care să pui toate temele și toate proiectele pe care le faci în urma acelor, acelor cursuri și tutoriale și um, nu știu, video de YouTube și așa mai departe. Astfel încât să demonstrez faptul că chiar ai făcut niște treabă și chiar ai trecut prin proiectele de genul ăsta. Dar asta proiectele astea ar trebui să reprezinte cam 80% din din lista de proiecte de pe GitHub, restul de 20% ar trebui să fie chestii mai originale și mai complexe, adică lucruri care pun cap la cap mai multe cunoștințe din mai multe astfel de tutoriale și cursuri, care să demonstreze și inițiativa și creativitatea ta în a rezolva probleme reale. Bun. Mai departe. Ulica TV. Salut, eu nu știu multă programare, pot să lucrez cu un API numai cu HTML și CSS. Nu, îți trebuie și JavaScript dacă vrei să lucrezi cu un API sau ceva server side, uh, Node.js sau chiar și PHP. Uh, Java, .NET, Python, și așa mai departe. Un API e ceva dinamic. HTML și CSS sunt lucruri statice. Din lucruri statice ca HTML și CSS nu poți să apelezi lucruri dinamice și să afișezi informații dinamică, îți trebuie ceva dinamic adăugat în mixul dintre HTML și CSS și cel mai facil e JavaScript-ul, dar nu e singurul, nu e singură opțiune. Deci dacă vrei să-ți fie simplu, te sfătuiesc să studiezi un pic de JavaScript și să vezi cum se implementează folosirea unui API standard, din asta gen Netflix sau alte lucruri, uh, IMDB, whatever, chestii facile la care ai acces, sunt multe astfel de API-uri, găsești un tutorial care folosește JavaScript ca să, să apeleze API-uri și vezi uh, cum se uh, Vezi cum tratează oamenii respectiv problema și după ce vezi un tutorial mai caută încă unul și încă unul și încă unul ca să vezi și nuanțe, adică nu toate tutorialele sunt la fel, nu toate problemele se rezolvă în același fel, nu toate cursurile sunt la fel de bune calitativ la capitolul codul folosit și scris și de asta ca să-ți dai seama de diferențe trebuie să treci prin mai multe să eventual chiar să le repliști tu la tine local, să vezi cum funcționează și ce probleme întâmpini și după aia să înțelegi că uh, o problemă din asta se rezolvă în mai multe feluri posibile și nuanțele contează. Și de acolo uh, o să te pui într-o postură mult mai, mult mai bună astfel încât să progresezi în partea asta de, de front-end, dacă asta vrei să faci. Dăm istorie bună seara și ție! Așa. Când ne primim badge-ul pe Discord? <laughs> Scrieți-mi pe Discord și rezolvăm. Așa. Pe front nu există întrebări de algoritmică la interviu. Există, dar sunt mult, sunt mult mai rare. În principiu, în momentul în care aplici la un job de front-end, um, Baseline-ul sau cele mai de bază cunoștințe pe care ar trebui să le ai nu sunt neapărat din zona programării sau nu sunt din zona programării foarte avansate. În general, dacă îi aplici la joburi care țin de back of the front end, adică JavaScript, atunci da, probabil că o să trebuiască să te aștepți la algoritmică și atunci... Na, e nevoie să înveți un pic de algoritmi ca să, încât să înțelegi măcar cum funcționează niște algoritmi simpli și cum se folosesc structurile de date și structurile repetitive și așa mai departe ca să parcurgi un set de date și să rezolvi o problemă specifică. Um, asta nu înseamnă că trebuie să știi to toți algoritmii sau toate uh, tehnicile astea de programare, nici pe departe. Ideea e să înțelegi că el există și să înțelegi cum ar trebui să cauți soluții pe viitor astfel încât să rezolvi problema cu care te de care te lovești în momentul în care te lovești de ea la job sau un internship sau chiar la interviu pentru că și în interviu ți se pot da genul ăsta de probleme pe care ar trebui să le rezolvi cu algoritm și ar trebui să te prinzi ce fel de algoritm e potrivit în context. Um, unele companii exagerează cu testarea asta bazată pe algoritmi și asta Ți-o zic sincer din ce am văzut și din ce am auzit de fapt de la alți oameni care au mai aplicat la joburi și uh, care mi-au spus, mi-au povestit despre ce vorba. De, nu știu, în 70% din cazuri sau în 70% din proiectele în care vei lucra, nu o să ai nevoie de cine știe ce algoritmică astfel încât să îți faci treaba bine. Uh, sunt, mult mai importante, uh, sunt mult mai importante principiile de uh, codare eficientă, sunt mult mai importante principiile de, um, adică există niște principii pe care trebuie să le stăpânești în momentul în care codezi în orice limbaj de programare, inclusiv JavaScript și alea uh, sunt mai importante și mai greu de testat decât algoritmii și de asta mulți recur la algoritmi ca un backup, un fel de backup care să dovedească uh, măcar un pic de skill Relevant în domeniul programării, în tehnologia aleasă de ei. Deci, nu te speria de algoritm, că nu sunt atât de nasoi. Așa. Uh, APIDAL zice CIC si si din nu înseamnă nu mai deploy. Absolut. Știu la ce trebuie să Fingers cross pentru lansare, da. Uh, Typical Next Main, Node .js sau Next .js. Uh, Nu știu care e contextul întrebării. Pentru proiectul pe care îl vom face, încă nu știu uh, dacă e vorba de Next sau de altceva, dar uh, sunt șanse mari să fie Next și React. Așa. Alex Dumitru, salutare rapidă! Da, țin minte că un împreună la Jobs. Mulțumesc mult pentru comentariu și mă bucur că ești aici. Um, așa. Ce ați mai scris pe chat? Uite, ultima întrebare la care răspund și după aia ne apucăm de treabă. Luca Daniel Ionescu zice în ce condiții ar trebui să folosesc microservicii atunci când fac o aplicație web. Uh, microserviciile sunt foarte bune dacă vrei ca dacă vrei să te asiguri ca o parte din aplicația ta să fie foarte scalabilă. La ce mă refer. Să presupunem că ai un API pe care îl apelezi de foarte multe ori în diverse contexte um, sau nu știu Ba chiar aș împărți API-ul în mai multe bucăți și fiecare din bucățile alea ar putea să fie uh, apelate cu frecvențe diferite. Uh, microserviciile sunt foarte utile în momentul în care implement le implementezi ca să uh, poți să scalezi fix bucata pe care o scoți din monolit, ca să zic așa. Care să fie independentă de restul, și care să poată să funcționeze inclusiv uh, scalată de 100 de ori în uh, așteptarea multor requesturi care vin către microserviciul respectiv. Arhitectura bazată pe microservicii de obicei e folosită în zonele enterprise și în, în site-urile care au foarte mult trafic care, uh, sau în zonele în care sunt foarte multe requesturi de, de un anume fel. Și de asta se mergi micro, microservicii, pentru că lucrurile pe care le poți abstractiza în felul ăsta sunt foarte micuțe. Sunt, reprezintă o bucată foarte specializată și foarte mică de uh, date sau de uh, funcționalitate în aplicația respectivă. Uh, nu e neapărat cea mai bună variantă, adică au fost tot felul de fluxuri uh, pro și contra microserviciilor în, ultima, în ultimii zeci de ani. Au fost. Uh, Uh, au fost foarte multe trenduri uh, inițial pro-microservicii și acum mai nou contra microserviciilor. Sunt foarte, mulți, uh, foarte multe aplicații mari care încep să revină din zona microserviciilor în zona monolitică sau în vine uh, polilitică. Nu știu dacă e un cuvânt pe care îl inventez eu acum, dar. Uh, Microserviciile în general sunt utile în momentul în care ți-am zis. Ai lucruri simple pe care le poți extrage din flow global al, din codul global pe care l-ai scris pentru aplicație, și care deservește unui scop foarte mărunt pe care poți să-l scoți din flow respectiv și poți să-l scalezi dacă ai nevoie. Și uh, secret, adică uh, cheia este scalarea și uh, Scalarea aduce după sine și costuri, deci trebuie să te gândești dacă vrei să folosești microservicii și la potențiale costuri pe care o să le ai în momentul în care scalezi și la limitările pe care trebuie să le împui în momentul în care construiești microserviciile. E o discuție mai lungă, dar e un subiect foarte interesant. Poate ar trebui să-l abordăm separat într-un video pe viitor. Bun. Uite, Denis zice foarte, foarte bine, se întâmplă asta destul de des, algoritmică și o OOP la interviu și la job faci templating și schimbi culori și adaugi butoane. Da, e, un, e o observație bună, se întâmplă destul de des, în, din păcate, chestia asta, în ideea că oamenii vor, adică companiile vor oameni cât mai bine pregătiți, dar nu îi folosesc la capacitatea maximă. Bun. Cam asta a fost cu întrebările până acum, și o să profit de această lipsă de întrebări, astfel încât să mergem mai departe. Și da, domnul are dreptate. Amazon au trecut sau vor să treacă de la uh, microservicii la monoliți sau la poliliți, adică la mai mulți monoliți, uh, cumva să grupeze microserviciile în mai mulți monoliți. Uh, și chestia asta îi ajută în principiu uh, pentru că n-au nevoie de scaling infinit pe bucăți foarte mici și chestia asta complică foarte mult, adică scaling-ul ăsta complică foarte mult arhitectura în general. În momentul în care ai mai mult de 10 microservicii într-o aplicație, lucrurile încep să devină foarte complexe și foarte um, dureroase, pentru că dependințele dintre microservicii, dacă ele există, sau felul cum e construită o aplicație, astfel că se depinde ea în sine de N microservicii, o face foarte brutal, o face foarte um, ușor de. Um, cum să-i zic? Cuvântul în engleză e brittle, în română încerc să-l găsesc acum, e un fel de... Um, e sensibilă cumva aplicația, tocmai pentru că are foarte multe părți în mișcare și foarte multe bucăți care, uh, de care depinde. Iar dependențele astea sunt în general o problemă în momentul în care ajung să fie foarte multe. E greu să le. Casant, uite, mulțumesc, Florin, pentru sugestia de cuvânt. E casant un, 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 un gen din asta de aplicație, în sensul că se poate sparge fărtuș. Nu la nivel de cybersecurity, ci la nivel de funcționalitate și scalabilitate, uptime, etc. Bun. Uh, recomandare Framework JavaScript pentru 2023-2024. Mie îmi place foarte, foarte mult Astro, dar Astro nu e calificat neapărat ca un framework, e, un pic, e o soluție un pic hibridă. Uh, îmi place foarte mult și Quick, deși nu prea am lucrat cu el și abia aștept să-l încerc, uh, într-un proiect probabil chiar aici cu voi Live. Uh, pe viitor, nu neapărat acum, în, în proiectul pe care îl construim acum dar uh, astea două plus uh, mai e uh, solid JS care mi place destul de mult conceptual vorbind din nou că n-am lucrat cu el foarte mult. Uh, pentru că seamănă cu React ca și uh, sintaxă, numai că e mult mai uh, mult mai bine construit în sensul că elimină shadow domul și uh, nu shadow domul, scuze, elimina uh, Virtual Domul și chestia asta ajută mult la viteză și la performanță. Și nu numai, adică și la felul cum te gândești asupra aplicației, la legăturile dintre elemente. E mult de zis. Bun. Hai să trecem la treabă. Aici am fișierele din folderul de Digital Resources al proiectului. Proiectul propriu-zis e aici în GitHub. O să vă dau link și, nu știu, l-aș pune și pind, dar cred că mănâncă spațiu. Pot să-l las așa, pur și simplu. Așa, deci în acest proiect minunat, o să-i dau și zoom in ca să vedeți despre ce e vorba, găsiți lista de resurse, găsiți și a doua listă secundară de resurse pentru JavaScript, găsiți designul în Figma pe care l-am și eu deschis aici, găsiți o inspirație de design cu uh, un site care seamănă cu designul pe care l-am construit noi, și mai găsiți această minunăție uh, magenta și galbenă, care practic este reprezentarea vizuală a stării care, în care am lăsat uh, proiectul data trecută. Și asta este Visual Studio Code-ul care. Uh, ia să vedem. Git status. bot, Git fetch. Nu cred că am făcut modificări. Uh, ok, o să închid terminalul până în alta. Deci asta este stylus CSS-ul și index HTML-ul la care am lucrat până acum. Uh, sper că se vede ok. Am ales, data trecută am uh, distribuit altfel ferestrele, de data asta am ales să le fac așa, astfel încât să fie mai late amândouă și să se vadă mai clar un pic. Uh, o să închid și asta, ca să avem mai mult spațiu de joacă. Ziceam mai devreme de Metahead, în acest Metahead care, care e de la linia 3 la linia 45 se găsesc destul de multe metataguri care sunt utile pentru orice proiect. Deci puteți să vă inspirați de aici foarte simplu și cum ziceam o să uh, și explic fiecare din meta metatagurile astea într-un uh, video de curs următor. Uh, nu știu exact al câtelea va fi de acum încolo, dar urmează destul de curând. Bun. Uh, până acum, live-ul trecut, am reușit să construim, o să dau un F12 pe aici să vedem uh, uh, consola și elementele. Uh, deci live-ul trecut am reușit să construim câte ceva responsive până acum. Uh, și anume partea asta de language picker, logo, login, prima pagină, și adică breadcrumbs și cam atât. Deci zona de header aș putea spune. Um, un lucru pe care nu l-am făcut de data trecută din câte văd este să facem zona de header sticky. Lucru care, pe care mi-l doresc. Măcar bucata asta. Adică meniu hamburger pe care încă nu l-am dezvoltat și o să urmează să lucrăm la el acum. Cu logo-ul care te duce pe homepage-ul proiectului și cu butonul de login. Deci măcar bucata asta ar vrea să fie sticky. Așadar, hai să vedem. În header, în header main, o să dau și un zoom in că nu cred că se vede foarte bine. O să fac consola un pic mai mică. Deci în header, în header main, avem navul ăsta și astea trei elemente. Cred că de fapt tot header main-ul ar trebui să fie sticky. Hai să vedem cum ar arăta asta în browser. Uh, salutare first night. Salutare Andrei. Da mi zice când o să fie o întâlnire pe Discord pentru a discuta sau pune întrebări pe bază la proiect. Uh, la ce te referi exact prin uh, întrebări pe baza proiectului? E vorba de proiectul ăsta sau e vorba de orice proiect al vostru? Pentru că mă gândeam să facem uh, excoding ca data trecută, să facem un soi de Podcast intern, nu știu cum să-i zic, un fel de nu știu, webinar, nu știu cum să-i zic, un fel de call pe Discord în care să discutăm proiectele voastre, adică să le prezentați voi și să, să discutăm pe marginea La asta te referi sau la altceva? Pentru că dacă la asta te referi, urmează curând, în câteva săptămâni. Poate chiar săptămâna nu viitoare, ci cealaltă. Dacă te referi la altceva, dăm detalii. Uh, David, este un curs pe Udemy de la Johann, Jonas Schmetman. Ai auzit de el, îl recomand. Am auzit de la, de la multă lume care ar fi super ok, tipul că explică bine. Da, am auzit de el, e foarte ok. Poți să dai cei 10 dolari sau cât costă cursul respectiv. Dar eu aș face asta după ce parcurg alte cursuri gratuite. Ca să ai niște perspectivă, să vezi, să poți să compari uh, cursurile lui cu altele, care eventual să nu te coste nimic și să îți dea măcar un, o, o bază de cunoștințe similară. Bun. Uh, Răzvan întreabă, caută cineva jobul de web developer sau se pot face site-uri cu ajutor aplicațiilor? Nu înțeleg întrebarea. Salutare Robert. Uh, ambele variante. Ok. Uh, misterem. apropo de uh, ocazia pe care vreau să vă dau vouă să vă prezentați proiectele și să discutăm într-un soi de chat live pe Discord. Ți-am zis, în, probabil în două săptămâni sau trei. Uh, o să anunț pe Discord acum din timp, cu vreo săptămână înainte. Uh, apropo de... Uh, ia să vedem cum te-ai exprimat înainte o întâlnire pe Discord pentru a discuta sau pune întrebări pe baza proiectului. Dacă e vorba de proiectul ăsta la care lucrăm acum, cred că putem să-l includem și pe el în chat respectiv și să facem o discuție în care eu vin cu proiectul ăsta, voi veniți cu alte proiecte de ale voastre și le analizăm pe fiecare. Bun. Așa. Constantin, CS50, nota 10, dar să nu te sperii dacă sunt lucruri mai complicate decât uh, ești tu confortabil să înțelegi. Deci nu e absolut nicio grijă pentru că CS50 este destinat oamenilor care au terminat liceul cu profil info și știu un pic de informatică deja. Și eventual și niște matematică substanțială. Dacă tu nu știi și nu ai profilul ăsta, nu te speria, parcurge CS50, dar uh, vezi în lista de resurse pe care o am tot pus-o aici, pe care o să o mai pun o dată pentru tine, uite o iau și o pun aici. <laughs> Laurențiu Udrea zice, Viorel, lasă chat, eu zic să faci sesiune de chei separat. Bun, ai perfectă dreptate, Laurențiu, și îmi cer scuze pentru divagare, hai să ne, apucăm, să ne reapucăm de treabă. <laughs> Durează mie de ani până facem proiect dacă răspuns la fiecare întrebare. Da, așa e. Bun. Ziceam aici că vrem să facem header main-ul sticky. Position sticky. Uh, nu stinky. Și nu sticky, ci sticky. Top 0, left 0, right 0. Să zicem. Dar uh, ce se întâmplă când facem position sticky un element de genul ăsta? Uh, el este sticky relativ la părintele cel mai apropiat care are position relativ, dacă țin eu bine minte. Asta înseamnă că ar trebui să-i dăm ăsta position static și ar trebui să-i dăm ăsta position relativ. Hai să vedem dacă merge așa. Nu, nici așa nu merge. Hai să ne documentăm. Position sticky. Uh, not global. In DOM. Ceva de genul. Mhm. Mm position sticky top 20. Ăsta pare să fie bine. Deci ăsta e un div, un alt div și într-un section care are scroll. The element is positioned according to the normal flow of the document and then offset relative to its nearest scrolling ancestor. A, stay, a stay secret. Nearest scrolling ancestor and containing block. The nearest block level ancestor, including table related elements. Born. This value always creates a new stacking context. A sticky element sticks to its nearest ancestor that has a scrolling mechanism created when overflow is hidden, scroll out, or overlay. Okay. Asta înseamnă că noi aici, în proiectul nostru, în loc de... Deci, header-ul ăsta, practic, are o... Are ceva ce îl face stacking context un overflow sau ceva de gen. Hai să vedem ce putem face. Deci vedeți, ăsta rămâne sticky cât timp e scroll în breadcrumbs, după care se duce cu contextul mai sus. Am putea să zicem așa, nu position static, ci uh, overflow visible. overflow auto nu, așa îl distrugem de tot stick-ul mă rog, până un altă am putea să facem tot header sticky și asta o să și facem aici jos am o opțiune watch sas pe care o pornesc acum ca să putem să Compilăm sasurile live, să nu trebuiască să facem alte jmechirii, și o să merg în SCSS, și o să zic, caut header, și o să zic așa: Position sticky, top și save, și o să fac asta un pic mai mică, mă enervează dacă e atât de mare. Ok. Hai să dăm refresh. Asta e acum sticky. Bun. Dar e sticky cu totul. Brad Krams, nu știu dacă e neapărat nevoie să fie sticky. Trebuie să găsim o soluție pentru asta. Aștept și sugestii de la voi. Uite, Florin zice, încearcă isolation, isolate pe elementul pe care vrei să rămână sticky. Așa. Uh, SCSS este varianta dinamică sau în fine, care are mai multe opțiuni decât CSS-ul, în sensul că poți să faci lucruri de genul ăsta. Eu de asta îl folosesc. Pun media query în interiorul unei, unei clase. Și în loc, asta în loc să scriu altce, uh, altfel, practic asta, practic asta se scrie așa. Uh. dacă nu foloseai SCSS, trebuia să mai scriu un media query pentru fiecare element în parte. Și nu-mi convine varianta asta. Așa că cu SCSS bag media -o aici și în CSS-ul generat se scrie așa cum ți-am arătat din urmă. Mă rog. Și sunt multe lucruri pe care le poți face în plus cu SCSS și e și o variantă foarte bună pentru că seamănă foarte mult cu CSS-ul. Așa. Uh. Isolation isolate. Sincer, n-am mai folosit proprietatea asta până acum. Să un pic în documentație. The isolation CSS property determines whether or not must create a new stack in context. Ok, perfect. Uh, dacă punem isolation isolate pe header main și dăm o refresh, tot nu e bine. Asta înseamnă că trebuie să punem și position sticky, probabil tot aici. Da, și tot nu e ok. Bun, dăm revert, revenim la varianta originală. Și până la altă lăsăm așa, doar că ar trebui ca în momentul în care, adică fiind sticky, acest header ar trebui să aibă și un fundal. Fundalul care poate să fie împrumutat de pe body, adică dar cu Body-ul unde e declarat? Aici. Background dar cu Ar trebui să scoatem acest background doar cu 100 de pe sau 1100. Ah, never mai dar trebuie să scoatem cu totul media query. <laughs> Pentru că, din câte se pare, fix asta vrem să facem și pe desktop. Adică pe, de la 1100 în sus. Așa, avem o, o variantă preliminară. Rămâne de văzut cum facem uh, partea asta de breadcrumbs, un pic mai încolo. Eu de obicei așa abordez problemele, dacă mă blochez undeva îmi notez ce ar trebui să fac ulterior. O secundă să închid și ca că dă notificări dubioase și cred că și Slack-ul. Cred că e suficient. Așa. Ziceam de uh, probleme, că în momentul în care mă lovesc de ceva ce nu, nu știu să rezolv în momentul ăsta, îmi fac un mental note sau uite, pot să scriu aici uh, un comentariu de genul to-do, make only sau pe, trebuie să facem exclusiv header main sticky nu tot părintele adder. Și asta e partea mișto în momentul în care folosești to-do. Există un to-do tracker care îți face o listă de to prin care poți să treci ulterior. Și, mă rog, asta e valabil în tot proiectul. Asta e un plugin de VS Code. Destul de banal. Așa. Închidem frumos aici și lăsăm acest to -do. Uh, bun. Hai să mergem mai departe. Designul arată așa. Ce urmează după breadcrumbs este partea de hero, care în HTML o să închid header-ul pentru simplitate și văd că e deschis aici hero, dar nu e, n are niciun fel de conținut. Hai să-i adăugăm niște conținut. Are un soi de ilustrație, care în Figma uh, chiar este o ilustrație probabil în SVG, o să-i dau un export frumos în format SVG. Și okay. o să încerc să-l salvez să în proiecte să vedem. Ah, un moment. O să-l pun aici în static. Adică aici. Tech Logos SVG și o să-i dau un rename. O să-i zic hero image. .Svg. Deși nu știu dacă e cea mai bună, cea mai strălucită idee să fie SVG, ar putea să fie și PNG. Da, în fine, pentru moment SVG e foarte ok. Uh, ca să structurăm un pic lucrurile, în folderul ăsta de static o să fac niște subfoldere. img style și în momentan a și font. și o să mutăm lucrurile așa cum trebuie. Atkinson în slash font, scss-urile și css-ul generat în style și svg-ul în img. Ok, și acum hai să le și referențiem corect. În loc de style.css aici o să fie style slash style.css și aici în .css o să fie punct slash font slash Atkinson Hyperlegible sper să fie ok no. Asta vreau. Deci două puncte punct, punct, slash, font, slash, putare. Ok. Uh, mai e vreo referință din asta cu url -le? Cred că nu. Doar ăsta două. Bun. Sper că ați înțeles ce am făcut. Am făcut niște subfoldere și am referențiat lucrurile corect. Adică aici style în loc să fie în root, nu mai în root, este în slash style, slash sau în fine, style, slash, style.css. Uh, Img-ul l-am pus aici și o să-l referențiem imediat în CSS și fontul l-am pus aici. Și în locul în care era referențiat, i-am schimbat locația. Așa, uh, ziceam de hero. În hero avem o imagine. Apoi, uh, un box de conținut. Deci asta e un layout, e o bucată și asta e o altă bucată, ca să putem să reproducem layout-ul de aici. Asta să fie o bucată și asta o altă bucată. Deci imaginea e o bucată și uh, 1 plus un paragraf plus un link o să fie o altă bucată. O să zic așa. Uh, cred că o să fac două divuri, Hero image, o dată, și un div class uh, hero text, în care o să fie un H1 class uh, title sau hero title. Uh, un paragraf class hero P de la paragraf și o ancoră class <coughs> hero link href egal diez momentan title egal nu știu ce am vrut eu să zic aici read more nu, nu are sens să fie link ăsta pentru că textul ar trebui să fie conținut în locul ăsta cu tot așa că o să punem un alt element HTML care se numește Uh, this, uh, nu, no, cum era HTML native accordion details cu summary asta îmi caut mm -hmm. deci details imediat Details e parentele, summary-ul e unul din copii și textul, restul textului al copil. O să iau asta copy-paste. O să zic așa. Details, class, hero details, summary, class, hero summary sau hero trigger. Paragraf, class, hero, p, nu paragraf, div, în care punem mai multe paragrafe dacă e cazul. Uh, mai și clase de aici, hero-content, uh, hero-preview să zicem. Hero Content și aici o să fie mai multe paragrafe. Uh, o să iau textul de lor Ipsum de aici, din Figma, sau mai degrabă de la sursă. Details o să arate așa. Și cred că putem să-l îmbrăcăm și pe într-un paragraf. să stilizăm identic cu cele de mai jos. Practic, funcționalitatea e simplă. În momentul în care dai click oriunde în interiorul summary-ului, se extinde, adică se face toggle pentru conținutul din de sub uh, zona respectivă. E partea bună, partea interesantă e că n-ai nevoie de JavaScript și este și foarte SEO-friendly uh, tehnica asta. Adică Google nu are nicio problemă să citească tot conținutul de aici, chiar dacă, adică ne fiind ascuns în niciun fel prin JavaScript sau alte tehnici dubioase. Așadar, dacă dăm un refresh, să vedem cum funcționează. Bine, o să restilizez aici, evident, dar clic aici și se extinde tot conținutul și clic aici din nou și se... Adică e un toggle. Poate îi punem și un cursor. Vedem. Uh, chestia asta, nu știu dacă o păstrăm. Rămâne de văzut. Așa. Uh. Ce ați mai scris pe chat rapid? Promit că rapid. Așa. E summer sale pe Steam, da, corect. Uh, David întreabă, e mai să încep direct să adaptez site pe mobile? Păi da, mobile first, responsive web design. Asta este tehnica mea preferată și așa cred că e cel mai bine să lucrezi. Dar vă spun asta din experiență proprie, ar trebui ca fiecare din voi să decidă pentru el cumva. Uh, e preferată din punctul meu de vedere varianta asta pentru că în momentul în care scriu CSS-ul, scriu Pornesc de la CSS-ul cel mai des folosit, adică mobile de rezoluție mică, și pe măsură ce cresc capabilitățile device-ului, adaug reguli noi cu Min-width 600, 800, 1000, 2000, 5000, whatever. Așa am descoperit eu că funcționează cel mai bine din punctul meu de vedere și mă ajută foarte mult să grupez, așa cum ziceam, media query-urile în interiorul elementului. Și în felul ăsta, văzând cum e scris elementul ăsta, bine. Unii din voi o să zică că e mult mai ok să fie scris așa, ceea ce nu e absolut nicio problemă, e doar o opțiune personală să scriu tot ce css se într-un singur rând și asta pentru că font size-ul pe care îl folosesc eu de obicei în editoare e mult mai mic de atât. Adică eu folosesc font size-ul ăsta ca să și vedeți lucruri în live, altfel ar fi un pic mai mic fontul de aici și ar încapea totul pe un singur rând mai ales că ecranul de e de 2K, deci are loc cumva. Și în felul ăsta structurez CSS-ul identic cu structura domului, adică HTML-ului. Deci hero e părintele lui hero title, hero details. o să vedeți imediat când scriem CSS-ul pentru, pentru, el, cum le structurez aici și din, primul, din punctul meu de vedere are sens. Eu așa văd lucrurile. Pot să dau și collapse expand, adică e mai la îndemână din punctul meu de vedere varianta asta, dar nu înseamnă că e cea mai bună variantă pentru voi. Trebuie să decideți voi cum vă convine cel mai bine. Așa, ce ați înscris în chat? M-a răspuns de a... Salutare, excoding. De ce nu folosesc Emmet? Ar fi tendanță să folosesc Emmet încerc să nu o fac și m-am obișnuit să nu o fac din rațiuni didactice, ca să înțeleagă omul care se uită exact ce am făcut și că n-am. Nu mai știu cum era. Nu mai știu cum era emetul de lipsum, sincer l-am și uitat, dar de lor ipsum pardon, dar Uite, Lorem 100, practic generează 100 de cuvinte cu Lorem E mișto, scrii repede, dar cumva e mai ușor de înțeles dacă faci lucrurile mai analog. Asta, asta e ideea. În momentul în care scriem proiectele viitoare, în care ne apucăm de Next sau de Astro sau de Quick sau de alt framework, o să încerc să mă mișc mai repede un pic prin cod și o să folosesc mai mult, mai mult emet. Adică orice am scris până acum putea fi scris cu emet relativ repede și salvăm un pic de timp, dar nu atât de mult, sincer. Adică eu zic că mă descul destul de repede și fără. Așa, revenind, stylul acestui lucru trebuie ajustat și o să ne uităm un pic în Figma. Pe desktop arată așa, deci imagine stânga, chestia asta în dreapta și pe mobile arată așa. O să ascund un pic interfața ca să vedem designul în toată splendora lui. Și mobile și desktop side by side. O să fac o pauză de apă și o să trecem la styling. Bun. mult da multă apă, știu. Așa. Ok. Ziceam de styling, uh, imagine și după aia linearizăm astea. Nu, asta să fac ce Să dau un save aici. Nu știu exact ce am făcut, dar e mai bine să fie salvat. Așa, imaginea, dat fiind faptul că e SVG, și cred că e ok să o păstrăm ca standard SVG, o să fie un src simplu, uh, img slash Proporțiile proporții de trebuie să luate din, din, Figma, fiindcă sunt importante. Așa, să afișăm 287 pe 120. Bănesc că asta e cea mai bună aproximare sau le o, o, o să o luăm asa. Ba da, 525 pe 232. Da, e tot aia. Nu important. importanță. Deci, tech logos 287 pe 120. With egal 287 height egal 120, alt egal uh, tehnologii sau da în român tehnologiile de bază de internetului HTML, CSS și Java Script. și închidem imgul dar nu înainte de ai mai pune niște proprietăți Loading egal lazy, cred că e ok în context, deși nu prea pare totuși. Loading egal lazy are sens sub primul uh, ecran și în cazul ăsta nu e, nu e nevoie, deci o să sărim peste. Ok, deci div class hero image cu imaginea asta, apoi div class hero text cu h1 hero title și description-ul ăla, details, pardon, cu summary. Primul paragraf o să fie summary. După aia o să punem și ceva care seamănă cu ancoră, ca să fie un soi de call to action. Deci, span sau... Nu știu dacă să pun ancoră sau nu. O să pun ancoră pună un alt. Class hero link. f egal diez. Legal uh, afișează întreg textul descriptiv pentru resursele de front-end development. Uh, citește mai mult, și aici o să punem o iconiță. Apropo, ar trebui la asta să facem și iconițele SVG, poate spre final. Până un alt o să pun în uh, right angle quotes ca să scapă de grijă. Și arate așa. Și aici o să fie o problemă, fiind o ancoră, nu se mai propagă evenimentul pe, pe uh, summary. Deci cred că o să scot ancora, o să-l las un or un button. Hero expand fără href, evident. Nici așa nu merge din același motiv, așa că o să pun doar un span. O să stilizăm noi imediat. Așa. În primul rând, imaginea asta trebuie de fapt hai să scăpăm de magenta asta de pe fundal că e un pic obositor. de min hai 20 de RAM, că nu are niciun sens asta e momentul perfect să facem structura Uite, asta am uitat să zic around to do. Asta e un comentariu de data trecută. Pe H1 să punem font size cu clamp. Care e o idee bună. Așa, deci avem în dreapta css ul în stânga html -ul. Și asta înseamnă că putem să uh, mergem în jos de la hero și să zicem așa. Hero image de acum încolo o să dau, o să dau copy paste, adică așa. Sub hero image vine Asta îi trebuie o clasă. O să zic că asta e hero image, asta e hero visual. Hero visual și hero image. Așa. Aici avem hero text. Indentarea nu este cea mai deșteaptă, dar asta e. Adică nu o ia automat, așa cum trebuie, nu înțeleg de ce. Hero details e pe la același nivel cu hero title. Hero de, title și hero details sunt tot acolo. După aia hero preview sub hero preview hero p de la paragraf uh, apoi urmează hero content <coughs> dacă o să fie nevoie o să fie un hero content hero p ca să stilizăm exclusiv astea dacă avem nevoie de așa ceva deși nu cred și până în altă e de ajuns deci asta este structura de CSS a domului care ține de hero și asta înseamnă că revenim la varianta full width. Bun. Hai să vedem uh, cum arată aici. Și să începem să stilizăm. Acest img ar trebui să aibă uh, width 100% height auto, deși știu că unii din voi o să știți uh, o alternativă la stilul ăsta astfel încât imagina să fie full width. Display block width 100% height auto. Așa. Mă uit foarte rapid pe chat să vedem ce ați mai zis. Așa, Emmet este o serie de scurtături care generează cod în orice circunstanță ești. Spre exemplu, în HTML generează bucăți de HTML deja făcute pe care tu doar trebuie să le populezi cu conținutul pe care îl vrei și e practic o variantă de a scrie cod mai repede. Așa. Uh. Luca Daniel Leonescu, eu care m-am obișnuit cu WebStorm. Uh, și eu folosesc, uh, nu WebStorm, folosesc pe HP Storm destul de des, uh, poate mai des decât VS Code, dar VS Code mi se pare mult mai, mai la îndemână pentru genul ăsta de proiect. Mă rog, și pe HP uh, Storm are tot felul de plugin-uri, dar e mai puțin flexibil decât uh, VS Code, cu siguranță. Așa. Deadly întreabă, are cineva șanse fără facultate să intre în IT față de cineva care a terminat o facultate? Bineînțeles, dacă are portofoliu mai bun și atitudine mai, mai bună și cumva uh, cunoștință plus deschidere mai mare, da, normal. Xcoding succes la Rust Leonard uh, nu o să citesc restul numelui Salut, sunt, studenți la Cibernetica. AS, momentan lucrez pe automatizări și pe OP, nu foarte complicat și vreau să știu dacă 8 GB de RAM pentru un nou MacBook Air 15 de ajuns 512 pe SSD da, n-ar trebui să ai probleme prea mari la codat nu e, nu cred că ar trebui să fie probleme dacă vrei să rulezi o mașină virtuală de Java, în schimb, succes. Nu recomand doar 8 GB RAM. Așa, Deadly, aș putea să intru la o facultate de IT cu 6 în bac și cu liceul trimit profil profilul uman. Dacă targetezi o facultate la ID sau la fără frecvență, ai șanse destul de mari, dar, cum să zic, nu te crampona foarte tare de notă de bac. Uh, pur și simplu de pune dosarul și vezi ce se întâmplă, nu nu se știe care va fi media minimă de intrare nicăieri, deci cât de pui la mai multe facultăți atât mai bine în principiu uh, apropo de ce zice Leonard, da, SSD-ul ajută, dar uh, în general nu Adică depindești de sistemul de operare. Dacă ai Windows 11 pe 8 GB de RAM, să puteți fie cam puțin. Dar e, e, un început bun. Adică nu te, nu, nu ți face foarte multe griji dacă nu vrei să folosești, nu știu, dacă nu vrei să faci modelare 3D sau chestii foarte complicate, dacă vrei doar să codezi, cred că e ok. Deși eu recomand 16, dar în fine, e, e un început bun. Uite, Marius zice, când se depășește capacitatea memoriei RAM, da, se face un page file mai mare în, pe SSD și e semi-ok -okay să ai SSD în loc de HDD, unde era mult mai greu, dar, în fine, cum să zic dacă uh, e problematic să faci upgrade, muncește așa o vreme până când simți că atingi limitele hardware-ului, după care uh, fă demersul pentru un upgrade. Ok. Ziceam de CSS. Uh, deci, Hero Image uh, display block asta 100% auto ca să se ducă pe toată lățimea. Ar trebui să o și spațiem un pic. Aici, tot box-ul ăsta are niște spațiu. Un RAM pe orizontală și un gap de 0,5. Hai să-i zicem și display flex. Dacă tot suntem aici. Hero, adică display flex, flex direction column. Gap 0,5 rem uh, Padding 1 rem Și cred că am acoperit Așa. Uh, Arată mai bine Bun uh, textul acum textul e are niște uh, CSS built-in în browser pentru că așa cum țineți vinte noi n-am făcut niciun reset și poate ar trebui cel puțin pe H1 o să facem mai și undeva înainte de clasele utilitare să zicem H1 și ne uităm aici în CSS-ul standard al browserului font size 2M margin block start, margin block end, margin inline start, margin inline end, font weight. Uh, pe mine mă deranjează doar marginile, așa că o să-i zic margin 0. Și cred că e de ajuns pentru moment. Ok. Font size, în schimb, aici este 36 de pixeli. 36, Ia să deschid un calculator dacă nu am făcut-o deja, fiindcă și asta e util. 36 împărțit la 16 fac 2,25. Deci, font size 2,25 RAM, margin 0. Și cred că și font weight a, ah, e bold. Ar trebui să fie în regulă. Atkinson Hyperlegible Bold. Computed font, size, font family ar trebui să fie Atkinson Hyperlegible. Font size 36, font weight 700 care e echivalent cu bold. Looks pretty good. Um, ar trebui să mergem undeva la 320 de pixeli. Și mi-e greu să fac resize până acolo. Mă rog, 319 e fine. Um, și să scăpăm de marker ăsta o dată. Deci summary summary ia să vedem CSS uh, Summary Marker Nu stiu exact care e regulat de... A, ah, uite aici, în .mdn Deci, Marker, pur și simplu. Ok Mergem frumos în. Hero Details. Și sunt două variante. Hero Details Marker. Sau. And Marker. Mie îmi place mai puțin așa, pentru că nu pot să dau copy-paste la selector. Ce înseamnă asta? În momentul în care am Hai să pun câte un style pe fiecare. Uh, background red, color white. Da? Vă că nici nu l-a luat în calcul. Deci e detail summary first of type. Mă scuzați. Deci, practic, în hero preview trebuie să mă uit.

Deci avem doi uh, selectori care în CSS-ul final au exact același rezultat. End, două puncte, două puncte, marker, care end-ul practic uh, e înlocuit cu punct hero preview. Și aici îl scriu verbose, punct hero preview, două puncte, două puncte, marker. Dacă vă las să ghiciți, sper că o să ghiciți că mi îmi place mai mult varianta asta pentru că în Style-ul din browser, pot să dau click aici, ctrl C, copy, și aici control F, control V, ca să găsesc exact selectorul ăsta, Kiro Marker. Ăsta este obfuscat de endola. Și mai enervează chestia asta pentru că n-am acces instant la el în momentul în care caut. Așa că o să lăsăm varianta asta. Mă rog, fie și pentru că o să-i dăm doar display none Și pare să nu meargă. Ea să vedem de ce. E un shadow acolo. Nici cu important nu dispare asta. Tum, 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 tum. Um. Probabil că o să dispară dacă îi dăm o să display block. Nici nu trebuie să ne mai complicăm altfel. Așa. Pentru că uh, markerul vine de la display. -i list item. Și pe list și pe summary. Așa, deci hero preview display block și am scos marcul respectiv. În schimb, mă gândesc că ar trebui să-i dăm o, un efect de hover întregului summary, astfel încât cineva care vine cu mouse-ul pe aici să se prindă că la hover e clicabil tot summary-ul și în momentul în care dă click să vadă exact ce se întâmplă. Deci Hero Preview-ul ar trebui să aibă un Hero Preview Hover și din nou, nu-mi place varianta asta cu End Hover din același motiv pentru, ca uh, selectorul pentru, pentru marker. Fiindcă în momentul în care dau Search, dau Search după ăsta și ca să găsesc stilul exact în CSS, nu dau Search după End 2.Hover. puncte hover. Așa, de o Preview Hover, um, pot să-i zic, nu știu, Placity 0.75 și să, să presupunem că e de ajuns pentru început. A, ah, și un cursor. Pointer. Citește mai mult trebuie stilizat în schimb ca un link. Um. și asta înseamnă că o să creez o clasă specială de link. Link. Pe care o să o aplic mai multor elemente dacă e nevoie. Un fel de utility class dacă vreți. Și o să o definez chiar aici. Pung link. O să fur declarația de la ancoră, Deci, o să-i zic ca să folosesc sass-ul, extend a, dacă vreau neapărat, și font-weight bold. Dar mi se pare overkill. Mai ales pentru că, în contextul meu, aș vrea ca și la hover să se decl declanșeze stilul de hover pe ancru. Mă rog, pot să las așa pe ăsta contextual și pot să mai zic uh, unde era. Cred că am omis să declar uh, Hero Expand ăsta, nu? Da. Hero Expand este pe același rând cu Hero P. Și este un link și practic atunci când Hero Preview are statusul de Hover și Hero expand vreau să moștenească a hover și cred că fix așa aș putea să-i zic, dar mă rog, e, sună foarte complicat. O să pur și simplu o dau copy paste de aici. Deci color, așa, și la active, să fur stilul de aici uh, keep it simple stupid <gântu -i> este principiul pe care îl folosesc aici adică capa i să deci uh, aș fi putut să dau extend dar era mult mai greu de citit pentru cineva care vede pentru prima dată codul efectul practic l-am obținut în momentul în care cineva dă hover peste tot boxul ăsta de summary se trigărește în CSS practic efectul de hover pe spanul ăsta care nici măcar nu e ancoră, dar extinde ancora, acolo a avut sens pentru că era imediat deasupra declarația de CSS pentru ancoră. Deci aici am zis extend da, ca să îl replice pe ăsta. Și am mai dat un font-weight bold care sincer de fapt lasă aici. Okay. Așa, mă gândesc că ar fi trebuit pus pe Hero Expand mai degrabă. Și cred că așa o să fac totuși. Font, wait, bold. Și o să-l scot de aici. Așa, deci la hover e, uh, CSS-ul de hover de la o ancură simplă și la click la fel. Vedeți, acum dau click. Asta este state de activ. Cred că se vede clicul. E un state separat. State pe care aș putea să-l imprim și pe Hero Preview, cred, ca să arate mai sexy un pic. O să zic Hero... Oh, pardon, Opacity 0.95. O să las cursorul la fel. Deci SAVE și REFRESH, uh, numai ca aici să fie activ Bun. State-urile astea de hover și de active sunt foarte importante în momentul în care uh, vrei să creezi impresia de interactivitate și e e util să le declari în mod explicit pe fiecare element interactiv. Bun, mai avem niște lucruri nesortate pe aici, anume marginile de la paragraf. Margini pe care browserul le-a declarat by default. Unem la block start și unem la block end. Ne o să facem altceva. O să luăm hero și o să-i zicem margin. Cât ar trebui să-i zicem margin? Păi ne zice Figma. Uh, ne zice Figma în contextul ăsta. Frame-ul ăsta e scos din context, e, e absolut, dacă văd bine. Și deci, ba nu, nu e absolut, e un frame aici. Frame-ul ăsta se poate reproduce cu un border, bottom, I guess. Dar asta înseamnă că trebuie să facem o șmecherie. Titlul trebuie să aibă o margine negativă ca să poată să ducă marginea asta până bordul ăsta până, la... până în dreapta. Așa că ne întoarcem la hero title. Hai să-l stilizăm pe corect. Am pus de deja o parte din stiluri pe H1 pentru că toate H1-urile ar trebui să moștenească o regulă anume de, de sizing și de font-weight și așa mai departe. Dar acest h1 în particular, ăla de pe hero, s-ar putea să mai fie și în alte contexte h1, ar trebui să aibă, deci, un border-bottom la cât distanță? La 0.5 ram distanță de... deci hero-title-display-block. Border bottom. Cât de mare este acest border bottom? 4 pixeli. Cred, da. 025 ram Solid. Și bănesc este alb. Da. Var. Light 900 pe că l-am zis. OK. Eee uh, padding 000, 0 0 rm. Cred și margin 0 minus 1 rm. Eee uh, 0 rm 0. Să vedem dacă mi-a ieșit, nu mi-a ieșit. Să vedem de ce nu mi-a ieșit. Hero title. Mm? Nu se aplică acest CSS. Ia să vedem. Crapa sasul? Da. Ah, Hero pu am uitat să pun în margin aici. Mă scuzați. Și o să-i margin 0 până în alta un refresh. Uh, ok, arată un pic mai bine. Dar încă nu este exact cum mi-am dorit. Ne mai uităm o dată aici. Font size 36, line height 36. Uh, în H1-ul declarat aici, font size 2, 25 rem, line height 1 M ar trebui să fie exact același line height cât e font size și asta îl face să arate mai aproape de Figma și în rest pare să fie tot ok însă pe acel paragraf minunat trebuie să mai adaug niște margini margin 0005 cred că e suficient așa ca să se spațieze asta față de asta și nu numai și aici ar trebui să facem ceva. Ideea e să se spațieze paragraful ăsta de paragraful ăsta. Are o margine jos de 0,5 ram. În schimb, ancora nu se spațiază și asta pentru că nu este într-un paragraf. Hai să o punem și pe într-un paragraf. Ca să nu mai adăugăm ce să se special pentru pentru marginea respectivă, facem să respecte ceeași. Bun, dar dacă facem asta, toate elementele copii al lui Hero vor avea un margin bottom, și asta înseamnă că acest Hero ar trebui să aibă un padding jos mai mic cu 0.5 ca să fie uniform. Deci hero ar trebui să aibă padding 1 ram 1 05 Așa. Dacă există momente în care nu înțelegeți ce fac, întrebați-mă în chat și <laughs> când o să mă mai opresc ocazional o să încerc să vă răspund. Ok, uh, și aici mai avem o problemă parcă, nu? Mm? Sau mi s-a părut mie? Da. What? <laughs> Mamă, ce dubios este. E un Z-index, cred, mai ciudățel. Nu, nu e un Z-index. E un efect de hover aplicat care practic... Ce dubios, n-am mai văzut asta până acum. Deci la hover, fără să schimb focusul, Pune z-indexul mai mare decât ăla al uh, header-ului. Ah, de fapt nu contează dacă schimb sau nu focus. Ok. Foarte interesant. Asta înseamnă că, tom, 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 tom. Uh, header, position sticky, z-index 10. Altă viață. Header. Z-index 10. Ar trebui la un moment dat să definim o ierarhie a z indexurilor, dar momentan uh, we're good. Z-index 10 este sigur peste 1 sau cât are conținut de mai jos. By default, 0, 1, ceva de genul. Ok. Și la click, fără JavaScript, facem Collapse Expand pe textul ăsta. Uh, bun. Ce ați mai scris pe chat? Două serii la sac de minim 15 lovituri combinate, ești ca n-au psihic, îți garantez. Băi, să știi că și pe mine mă tentează să încerc ceva de genul ăsta. Eu când eram mai tânăr și mai mic, am făcut niște karate și cred că m-a ajutat genul ăsta de activitate fizică. N-am făcut box sau, mă rog, chestii full contact, dar nu sună rău. Atât timp cât nu-mi distrug încheturile la vârsta asta. Așa. Ce ați mai scris pe chat? Lorin mai întreabă cum se face hover pe mobile. Uh, în teorie nu prea există hover pe mobile. Statul de hover e un fel de state de active suprascris cu state de active clasic. Adică se îmbină cele două state-uri în momentul în care pe, pe, mobile dai tap pe ceva. Uh, singurul mod în care poți să vezi exclusiv varianta de hover, cred că este, să dai tap și să dai, să dai scroll în același timp. Atunci cred că nu, mă, nu se mai aplică și activul, dar să să mă înșel. Uh. Hai să testăm Bine, e complicat să testăm aici în uh, emulator, dar o să încercăm oricum. Uite, vezi? Aici am hover, dar n-am active. În schimb, dacă dau tap, am și hover și active unul după altul. Adică active ține foarte puțin, ce puțin în emulator. Și hover-ul rămâne acolo, agățat. Dacă dau clic în afară, o să vezi că nu mai e hover și acum am dat un tap și e state de hover vizibil acum, nu e la de active. Și am mai dat o dată un tap. state de active e vizibil foarte, adică exclusiv când ți-a apăsat degetul acolo, aparent. Asta era comportamentul. Da. Uh, de e important să le ai pe toate trei cumva. Adică și standard și hover și active ca să poți să faci diferența și pe mobil și pe desktop între state-uri. Um, bun. Am mai văzut o chestie care nu-mi place și anume acest breadcrumbs care nu se aliniază bine cu partea stângă. Ar trebui să nu aibă padding 0.5 deși în nu, nici în design n-are. Ok, am scăpat. Deci, red crumbs, padding 01 RAM. Ca să fie la fel ca restul. Să se alinieze pe aceeași verticală. Știți că am o boală cu treaba asta. Așa. Um, bun. Revenind la restul staturilor. Uh, deci, de la o rezoluție în sus, spre exemplu de la 500 cred sau poate chiar mai mare un pic, 600, de la 600 să zicem, treaba asta nu mai arată atât de bine pentru că trebuie un pic spațiat. Adică display-ul e suficient de lat încât imaginea asta să nu mai trebuiască să ocupe chiar 100% din lățime sau dacă ocupă măcar să fie spațiată pe verticală un pic ca să nu, adică mi se pare un pic înghesuită prezentarea și asta înseamnă că pe hero putem să-i punem un. Deci, clic în dreapta, vedeți, copy, clic aici, control f, adică search, control v, paste, și găsesc instantaneu o clasă pe care vreau să o modific. E un hack destul de simplu, dar pe care eu îl folosesc absolut de fiecare dată când ai test CSS. Caut selectorul din browser, îl găsesc în cod și modific ce am de modificat. Deci în hero ziceam că trebuie să adăugăm un media min width 600 de pixeli, așa random, um, gap un rem și padding 2 rem, 1 rem, uh, jos, parcă că pusese în 0.5, 1.5 rem. Ia să vedem ce N-am activat live reload-ul, nu-mi trebuie, pot să dau reload manual. Deci, vedeți, aici, sub 600 de pixel-lățime, imaginea e destul de înghesuită, pentru că, mă rog, așa e uh, spațierea gândită. Peste 600 de pixel am împins -o un pic mai jos și am și uh, mărit spațiul între astea două elemente. Și cred că și aici ar trebui să le facem mai lejer, un pic ca și aliniament adică în interiorul uh, practic în, odată în hero title ar trebui să mai punem un media similar aici și o să imităm acest margin și padding și o să zicem un ram și un ram. lateral o să, rămână, o să rămână minus 1 și mai jos la paragraf Europe același lucru adăugăm un media query nou și marginul ăsta devine brusc uh, un răm spațiat aici ok Ce am făcut? Am adăugat 2 rem spațiu între imagine și uh, marginea de sus și 2 rem spațiu, să obținem așa ar trebui să fie. Uh, practic, a nu, nu e 2, e mai mult de 2, e 2,5 acum, acum, acum mi-am dat seama. Pentru că asta ar trebui să fie tot 1. Așa, uh, deci. Paragraful ăsta adaugă un rem margin jos și boxul cu totul, adică hero, mai are un rem padding jos. Unul cu unul fac 2, care e exact 2 de sus. Deci box size-ul e așa, 32 sus, 16 jos și cum că 16 de la paragraful ăsta fac 32. Să fie simetric sus și jos. Iar între elemente am, în loc de 0,5 rem cât era spațirea inițială, am dublat la 1 rem inclusiv între linia asta orizontală și titlu, între linia asta orizontală și paragraf, între paragrafe, inclusiv aici. Bun, dacă extindem și mai mult, de la un punct încolo va trebui să ne gândim la cum uh, red-aliniam elementele astea, astfel încât să fie unul stânga, unul în dreapta, adică imaginea să fie în stânga și textul să fie în dreapta și probabil de la 1100, cât e rezoluția pe care am ales o noi să fie reprezentativă pentru desktop. Aici, spre exemplu. Și are sens, adică și vizual pare că ar avea nevoie de genul ăsta de spațiere. Deci la 1100 Hero nu va mai fi doar media, media, media width 1100 de pixeli uh, 100 de pixeli Apropo, astea se pot declara niște uh, variabile, dacă vrem Variabile de SAS, nu neapărat de uh, CSS Hai să declarăm și așa ceva aici O să-i zicem uh, $Desktop două puncte parcă așa era nici nu mai știu deci n-am mai folosit variabile de CSS de atâta vreme încât nu mai țin minte care e sintaxa lor așa că SCSS variables și asta pentru că am folosit variabile de CSS standard deci dolar cu tare două puncte valoare. E bine ce am făcut. Mi-am amintit corect. Deci, putem să dăm un search and replace 1100 px cu dolar de stop. De aici în jos. Deci, asta, 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 asta. Practic, toate în afară de primul. Save, refresh. Ok. Uh, ce mai scris pe chat? dă acel model după care vrei să faci site am impresia că e prea noisy, în exemplu, are prea multe lucruri care se întâmplă cum un pe ecran. Nu prea pare ok din punct de vedere al design, părerea mea. Te refer la asta? În principiu, da, e un pic noisy, dar n-am găsit o variantă mai bună din nou. Dacă aveți vreo, vreo sugestie de îmbunătățire a designului, o aștept cu drag. Puteți să faceți chiar pur și simplu să modificați voi stilurile. E perfect ok. Demestru, nu e prea mic textul pentru mobile. Asta s-ar putea să ai dreptate. aici este de 16 pixel, dacă țin eu bine minte. Și pentru textul ăsta descriptiv de aici, eu zic că e ok. Și cred că și ăsta ar trebui modificat să fie tot 16. Aici e mult prea mic. Adică lizibilitatea pentru font size-ul ăsta e, care e 12 cu 16, adică 12 pixel e font size-ul 16 pixel line, line height ul e problematic. Deci la genul de detalii nu o să rămână așa, ca în design. Dar aici mă gândesc că e ok. Și pe desktop cred că putem să-l facem un pic mai mare. Sim. Deși e interesantă relația dintre, de mărime dintre H1, care e substanțial, mare, și paragraful ăsta care e mai micuț un pic. Așa, pe desktop ziceam că ăsta se duce într-o laterală și ideal ar fi ca acest tech logo să ocupe să vedem. avem activat aici pac trei coloane. Trei coloane din 8. Bun. 100 împărțit la 8 fac 12,5 3 fac 37,5. Deci atât ar trebui să ocupe din lățime chestia asta. Ok. pe desktop. asadar, mergem frumos în hero și zicem așa. Uh, display uh, pardon, flex direction uh, column, uh, nu, row pardon. Gap rămâne cât să rămână. Aici cred că este Cred că e gap 0, cred adică așa ar fi cel mai prudent. Și să-i punem pur și simplu margini și padding, astfel încât să se alinieze corect. Um, gap 0, deci. Padding uh, va trebui să fie 0, pentru că adăugăm padding în interiorul elementelor ăstora 2. Și ce mai facem? Um, hero Visual, asta, brusc, pe media main-width desktop, ar trebui să aibă width 37,5%. Vom vedea dacă e, dacă e uh, corect dimensionat. În interiorul acestui element distanța de aici până aici probabil este mai o măsură Pare să fie 16 pixeli de fapt nu, distanța între e 16 și aici probabil că o să fie 32. Deci padding 2 rm pe hero visual aici, padding 2 rm box sizing border box. Ca să nu, nu avem probleme cu sizing-ul. Uh, și nici aici nu-mi place cum arată foarte bine, adică vă mai adăuga un media query interact, uh, între, intestițial vreau să zic, între cele două. Și asta clar nu e ok. Deci acest hero visual clar nu okay. uh, e overbearing cumva ă, ăsta alt hero text deci pe ăsta o să-i zicem lex uh, grow 1, lex shrink 0 de hero visual mm. Aici. Uh, și ar trebui să-i și un border right. Practic bucata asta de aici. De un pixel solid. Border right. Un pixel solid var. Light 900. Iar uh, textul de aici, asta e H1. H1 e 56. 56 împărțit la 16 pe fac 3,5. Să-l declar tot pe declarația de H1. Media min with dollar desktop. one size 3,5 rem. Line height 1 m. Ok Letter spacing minus 1,5%. Nu știu dacă funcționează la fel în CSS și în Figma, dar ne vom prinde imediat după felul cum arată. Și pare că e în regulă. A, dar nu cred că s-a aplicat acest letter spacing. Din nou, cred că s-a bușit? No, nu, nu s-a bușit nimic. Mm -hmm. Deci margin și padding, whatever. Ah, ok. Da, nu s-a aplicat letter spacing zice invalid property value. Nu mergem în procente. Um, minus 0,015M. Asta cred că înseamnă 1,5%. This should be okay Așa. Și padding evident, trebuie aplicat frumos, uh, trebuie sc să scăpăm de marginea negativă de la header headline-ul respectiv. Deci hero title media main width. Eu de obicei îmi definesc emeturi pentru chestiile astea by doi. Adică în loc să scriu media main width tra 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 la, îmi zic emet Semnul exclamării dus, spre exemplu, de la desktop și îmi scrie automat tot ce am nevoie să scrie și îmi lasă caretul, cursorul, în interiorul acoladelor și îmi face viața mult mai simplă și, mă rog, o să putem să facem, adică putem să discutăm despre meturi separat la nivelul următor, dacă e ok și cu voi. Așa, Dollar $DESKTOP Așa o dată padding 2 <coughs> rem din burtă așa, nu am verificat cu e ok și margin 0, ar trebui să mă uit totuși distanța între asta și asta pare să fie 0.5 oricum frame 3 ăsta e clar mai mare Adică border-ul a devenit 0.5 rem. Deci, s-ar putea să aibă sens 0.5 rem. Da. Padding, nu, 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 nu. Un moment că nu e bine. ăsta trebuie să fie 0.0.0.5 RAM. Uh, hero text. pe hero text trebuie să aplicăm un padding pe desktop, adică să zicem așa, padding 05. Uh, mai degrabă 2 eram, cum era înainte. Și cred că e cam mult. Aici e 2 sigur, aici e 2 sigur. Nu, 2 ar trebui să fie. It's fine. De ce mi se pare mult? Pentru că se adaugă și uh, acest 1 în partea de jos. Lucru care complică un pic complic lucrurile, pentru că trebuie să zicem 2 rem, 2 rem, uh, 1 rem. Ca să se compună corect în 2 rem peste tot. Okay. și e clar o problemă la marginea asta, adică la spațierea liniei sau în fine a sub linie și asta înseamnă marginea asta trebuie să fie 1 and that's much better. Deci margin trebuie să fie 1, nu 0,5. Okay. Da, și acum arată cam poză, <laughs> Dacă e să-i scot și coloanele și eventual să-i ascund și asta, e acolo, Ish. Uh, Letter spacing e cam agresiv, asta înseamnă că, cred că pe hero title, hmm? Nu, pe fașul nu pot apare mai în regulă. Și se comportă așa cum ne așteptăm, adică atunci când dăm click aici, se extinde bucata asta și e perfect ok. Bun, progres. Mai departe. Ce ați mai scris în chat? Rogoza Mihai, oficial, ce trebuie exact să faci pentru a obține un job în IT ca începător? Ce salariu în începător? Uh, un începător pornește de la 2.500 de lei în cazurile mai puțin fericite și ajunge undeva la 4.000-5.000 de lei în, să zicem, jumătate de an. Uh, un an. Și probabil că în contextul actual economic lucrurile nu se schimbă foarte mult în, primii, în primul an, primul an și jumătate hai să zicem primii doi ani pentru că asta e situația e un context favorabil, nefavorabil pardon, în momentul ăsta și salariile nu au crescut foarte tare în ultima vreme decât pentru oameni cu foarte multă experiență adică pentru juniori au cam stagnat și probabil vor mai stagna câteva luni, probabil anul viitor o să fie mai bine, în funcție de cum se uh, aliniază planetele în chestiunile geopolitice care afectează lumea asta, de la război până la uh, situația băncilor din America, până la știu, alte lucruri care mai influențează bursa, până la urmă acolo se reduce totul. Uh, iar apropo de ce să faci ca să obții un job ca începător, să muncești și să-ți faci portofoliu. Și că odată ce ai un portofoliu, să aplici la cât mai multe joburi până când ești chemat la un interviu unde ai ocazia să-ți demonstrezi skill uh, Ok, mai departe. Am ajuns în punctul în care am trecut de hero și urmează ce e mai jos. Ce e mai jos? Păi, uh, avem un search care arată diferit pe mobile și desktop, ceea ce nu e ok, evident. Deci, probabil că designul de pe desktop va fi standardul și trebuie să-l aplicăm și pe mobile, cu fundalul ăsta alb. Uh, și, uh, și cred că am mai ratat ceva aici. Uh, pe desktop sunt breadcrumbs care apar aici, dar <coughs> am ratat complet meniu și ar trebui să-l facem și pe ăla. Am sărit peste din greșeală. Deci meniul e partea asta de aici care include și un search, deci o căutare și pe care pe mobile o să o colapsăm în simbolul ăsta de hamburger pe care pe mobile chiar l-am reprezentat ca un hamburger momentan până facem SVG-urile pentru el. Așadar, Hai să facem meniu acum. O să colapsez hero și o să redeschid header, pentru că în header vom ascunde meniu. structura header-ului e așa. O să le colapsez peste pe toate ca să vedeți despre ce e vorba. Mică pauză de stretching. Așa. Deci, în header avem un header main care e containerul principal în care sunt aliniate language picker pe în partea de sus și astea trei elemente imediat sub. Ne vom avea nevoie de un... adică trigger-ul ăsta de meniu va afișa cumva meniul pe mobile. Vom decide împreună exact cum. Iar pe desktop el va fi afișat prin definiție, tot timpul. Și asta înseamnă că ne mai trebuie un nav din asta. Undeva aici. În loc de language picker, o să-i zicem main menu. Și în loc de language picker list, o să-i zicem main menu list, language picker item, main menu item, language picker link, main menu link. Ați înțeles ideea? Iconițe momentan nu avem, deși poate o să adăugăm la un moment dat. Asta o să-l șterg, o să șterg și langul la de aici, că n-are sens. Și aici să schimbăm textele. Deci pe desktop avem front and back end design marketing. Sunt, adică e o listă destul de simplă de uh, categorii. titlul acestui link ar trebui să fie vezi uh, exclusiv lista de resurse de front end development să zicem și asta fiind și active acum, aici o să fie non-active There's back end design marketing, back end, back end design. Um. Lucrurile nu sunt așa simple. Adică, în lista de resurse propriu-zisă, dacă o deschidem într-un tab nou, o să vedeți mult mai multe categorii de genul ăsta. Și o muncă substanțială uh, care ne așteaptă, probabil, live-ul următor, va fi să. Bine, o să, o să începem live-ul următor și probabil o să continui eu. Uh, în repozitoriul de proiect cu ajutorul vostru dacă puteți să mă ajutați să transferăm fiecare din linkurile astea într-un soi de bază de date, într-un JSON probabil. Categoriile ziceam că sunt front-end, ce se vede bucata asta de aici, inclusiv aici. Apoi, aici e o arababură totală, va trebui să fac un pic de ordine prin lista asta. Asta e tot front-end, partea de JavaScript, care are și un document separat. Asta e partea de view, care e inclus în documentul ăla separat. Getting hired e o categorie separată, cred. Uh, va trebui să mă gândesc cum le structurez pe astea. Getting hired și for recruiters ar trebui să fie grupat într-o singur, într singură categorie mare și trebuie să fie niște subcategorii. Asta e... Asta ține de programare, deci de backend aș putea spune tot ce e pe aici, inclusiv aici. Sunt multe pagini pentru programare, inclusiv aici. Apoi, Free APIs, asta e un soi de listă de resurse miscellaneous, să vedem cum o grupăm și pe asta. Workflow Project Management, Quality Assurance. Uh, uite, QA. Aș pune categorie separată, cred. Marketing există deja, ca și categorie separată. Performance and Optimization l-aș integra în prima categorie. Asta la fel. Blockchain aș pune într-o categorie de miscellaneous. Linux și DevOps Cred că aș pune într-o zonă de uh, Linux, DevOps și Cyber Security. Python vine mai sus în programare, n ar ce căuta aici, la fel și astea la alte. Uh, cum ziceam, e o harabă în lista asta de linkuri și de-aia am și decis să facem un document separat cu... adică un, un site separat în care să le grupăm cu lumea și să, să fie mai ușor de urmărit. SQL. Cred că le-aș băga tot în backend uh, game development ăsta poate l-aș face separat poate nu. Pentru că sunt mai multe discipline destul de diverse. Uh, asta e secțiunea de cyber security de care ziceam plus networking plus Linux mă rog. Design asta avem deja copywriting și content writing asta vine la miscellaneous antreprenoriat, engleză, da. Deci sunt multe, multe categorii de genul ăsta. Și probabil că ce am pus noi în lista de aici o să fie extins în momentul în care o să avem JSON-ul final sau nu fine, bază de date finală. bine, nu știu dacă JSON e cea mai bună variantă de încapsulare a informațiilor ăsta, eu inițial o să încep cu un Google Sheet, deci un Excel, pe românește, și dacă merge totul bine o să-l export într-un CSV sau o să-l export într-o bază de date. Chestiile astea arhitecturale vor intra în genul de decizii pe care le vom lua împreună în momentul în care ajungem la partea de framework și muncă propriu-zisă de dezvoltare. Deci avem, mai avem de lucru. Așa. Hai să mergem mai departe. Right. Deci, le lăsăm așa momentan, front-end, back-end, design, marketing și o să zic și altele. Pe alte domenii. Să zicem așa. Deși cred că ar merita să băgăm aici și un, front and back end design marketing network and security netsec hai să zicem așa deși nu cred că știe neapărat toată lumea despre termenul ăsta dar în final Ok. Deci avem o, un unordered list cu mai multe list iteme de astea. în navul ăsta, pe lângă UL, ul ăsta, mai adăugăm și un formular de căutare. Formular pe care o să-l... e practic... Dacă mai închid din astea... Să-i las unul deschis măcar. E practic asta de aici. Caută resurse de orice fel. E un search generic. Dar ca să Existe într-un într mod uh, armonios în documentul nostru, are nevoie de un formular. Deci form, uh, class search form și form în același timp. O să vedeți de ce, când o să le stilizăm. Uh, action egal diez, method egal get. Ne oprim aici cu formul momentan, apoi copiii lui form trebuie tot timpul să fie fieldset, class field set, parte non creativ din partea mea știu, așa, primul copil al lui fieldset trebuie tot timpul să fie legend, class legend, din nou foarte non creativ, dar asta e, aută în resurse.dev. Uh, legendul ăsta nu o să apară. O să apară doar pentru motoare de căutare, deci putem să-i punem pe lângă Legend și clasa SR Only. Apoi, uh, în acest field set avem nevoie de un label care poate să fie hidden și un input. De ce avem nevoie neapărat de un label? Pentru că fiecare input trebuie să aibă un label atașat. E o regulă de accesibilitate. Și asta înseamnă că facem întâi un label, class label, ca să vezi. Și ca să-l și ascundem, îi zicem sr only, screen reader only, de la asta vine. Mă scuzați, îmi scriu oameni pe undeva. Pumpa mea, draga mea să ție. Te rog, nu mai îmi trimite lucruri pe WhatsApp. Sau poți să-mi trimiți, dar stai o secundă să fac ceva. Un moment, vă rog. Pauză publicitară până dau mute site la WhatsApp. Așa. Și acum ne întoarcem aici. Bun. De a zice, deci atunci dacă am și eu un proiect unde încerc să mă decid la o bază de date, să aștept să ajungi tu la partea aia să văd ce decision making process ai. De ce nu? Da, e, zic că e idee bună. Uh, bine, eu am un dataset destul de specific, adică e o listă de linkuri cu niște proprietăți și meta proprietăți ale linkurilor respective. Uh, decizia s-ar putea să aibă altă alură în privința ta, dar în fine, dacă dataset-ul e similar ca volum, ca și arhitectură și ca frecvență de accesare, poate poți să iei o decizie similară cu mine în momentul Mă scuzați pentru poluarea fonică. Acum n-ar trebui să mai audă WhatsApp-ul, că i-am dat mute tab. Așa. Dragoș NC, să faci parte de interactivitate cu JavaScript Vanilla? Depinde chestiile super, super basic în contextul uh, state-ului în care suntem acum de html și ce să se static uh, ar putea să fie făcute cu JavaScript Vanilla ca să fie cât de cât funcțional, și uh, asta înseamnă că meniul o să meargă cu JavaScript Vanilla, da, dar momentul în care o să trecem la uh, integrarea cu un framework, evident că nu mai are sens să folosesc același JavaScript Vanilla pentru simularea interactivității, pentru că o să folosesc framework respectiv ca să generezi interactivitate așa cum trebuie. Deci răspunsul este da și depinde. Așa. Bun. Și JSON e un format foarte bun de a avut datele de a. Deci ai început bine, s-ar putea să aibă sens să rămână în JSON pentru tine, punctul meu de vedere, dacă l-ai deja structurat acolo. Dar depinde de cât de mare este cel JSON, că la mine cu mii de linkuri uri s-ar putea să fie măricel. Și nu știu dacă e neapărat indicat, fiindcă... Na. Trebuie să facem un soi de API, cred. API care fie va fi un API real de bază de date, cum ar fi, știu, Firebase, ori un API local servit de backend-ul uh, framework-ului pe care îl folosim. Backend care va stoca informațiile cumva. Încă nu știu cum, rămâne de văzut. Poate să fie fișiere, poate să fie. adică uh, trebuie să vedem cum facem exact. Și uh, mai e un aspect, structura finală a informațiilor nu trebuie să fie 100% finală, adică nu trebuie să adăugăm neapărat toate link de aici din prima într-o bază de date pentru că am putea să-i facem un soi de interfață de back-end, de back-office, de fapt. Adică o zonă în care după ce te loghezi să ai acces la adăugarea linkurilor și să putem să facem munca de adăugare a linkurilor asincronă față de dezvoltarea site-ului propriu-zis. Adică conținutul să, fie, să poate fi adăugat și după post-factum, dacă vrei. Ce mă încântă foarte tare însă, apropo de stocarea informațiilor, este să stocăm informațiile cumva în GIT. De ce? Pentru că e vizibilitatea mai bună, adică toată lumea vede toate schimbările făcute și în momentul în care sugerează link-uri noi lucrurile astea se văd, avem history, avem tot ce trebuie, e totul stocat în Github. Chestia asta mă încântă și uh, e o variantă destul de bună, asta ar însemna ca fiecare link să aibă JSON propriu, uh, nu știu, trebuie să găsim o variantă uh, ușor de manevrat pe partea asta. Uh, în schimb, un API existent, cum ar fi ăsta de la Firebase, cu stocarea datelor acolo, ar avea beneficiu faptului că nu trebuie să muncim deloc să integrăm, decât să integrăm, de fapt, API-ul. Uh, tot crudul e deja făcut, uh, cumva, și nu n avem nevoie să muncim noi adițional ca să-l facem de la zero în backend-ul nostru, în momentul în care ajungem în punctul. Deci, uh, Luăm deciziile la momentul respectiv. Așa. Revenind aici, ziceam că am generat uh, HTML-ul de meniu și ne mai trebuie și un formular pe care încă nu l-am terminat. Deci acest label sr only ar trebui să fie label pentru uh, inputul de search. Uh, textul din interior ar trebui să fie uh, similar cu placeholder-ul, să zicem. Deci sau poate să fie diferit. Introduc uh, cuvintele căutate. Imaginați-vă că e un screen reader care citește site-ul și ajunge aici. Label-ul chiar dacă nu se vede niciodată pentru un utilizator normal al unui browser normal și mobile și desktop ar trebui ca un screen reader în momentul în care ajunge aici să îi uh, dea informația unei persoane cu dizabilități vizuale sau motorii, că aici e nevoie să introducă, sau aici e locul în care ar trebui să introducă informația căutată, dacă vrea să caute. Și uh, ne mai trebuie un input și o să trebuiască să le și legăm între ele. Deci input type search um, și aici o să trebuiască să facem narrowing down de posibilități. Max length. 200, să nu poți să cauți stringuri oricât de, oricât de mari, că nu are niciun sens. <coughs> și apropo, parametrii pe care îi adăugăm aici nu sunt final neapărat, în funcție de API-ul folosit pentru stocarea informațiilor, va trebui probabil să revizităm și caracteristicile acestui search, ca să ne asigurăm că putem să dăm search în bază de date aleasă, fără dureri de cap. Dar pentru uh, un baseline suficient de solid astfel încât să nu ne uh, gândim la asta prea mult acum, o să setăm o serie de parametri astfel încât să, să fie suficient de bine. să zicem așa. Deci, max length 200, uh, value egal nimic, placeholder egal uh, cum era în design. Caută resurse de orice fel. Și o iconiță de o să și închid inputul ăsta temporar. Deci e și o iconiță de căutare. Ia să vedem. Icon, uh, nu icon. Uh, Emojipedia până avem să SVG. Ne folosim de emojis. Dacă și merge internetul. Dragă internet. Internet. Alo. Nu mai găsește DNS-ul site-ul, așteptăm un pic ce altă treabă avem de făcut la 22-23 noaptea. Da, live-ul e ok, e bine de știut, mersi de update. Da, poate nu e de la net, când mă dă ping emojipedia.com, parcă așa era. Nu, e .org, mă scuzați. Dar ping răspunde, I don't know. Ah, e că s A, că s-a încărcat, finally. E ceva de la DNS, sunt convins. Probabil că setările mele de DNS sunt de vină, nu știu ce să zic. Um, abia aștept. să am, uh, plănesc în viitorul foarte apropiat să să merg în direcția unui smart home și o parte din această direcție reprezintă niște hardware, un firewall fizic, un router, un switch, în fin, chestii. Și abia aștept să fac configurările astea ca lumea pe noua rețea, unde o să încerc să am și dual van, adică să am doi provider de internet în același timp s-ar putea să, nu-i conving, să nu conving fiecare device să folosească împreună ambele vanuri, adică s-ar putea unele device-uri să meargă pe un van și alt, altele pe alt van, dar măcar o să mai eliberez din bandwidth pentru live ca să nu mai fie probleme și pentru browser. Deci, în... deci search. We are searching for search. Magnifying glass, whatever, asta, pe asta vreau și îl vreau chiar aici. Mulțumesc. Bun. Acest input are nevoie de mai mulți parametri pe lângă ce am adăugat până acum. O să lăsăm type primul, dar o să ne mai trebuiască un class input clasic și search input sau input search. așa. Un ID neapărat S, să, să zicem. ID-ul ăsta ar putea să apară în URL-ul site-ului ca și parametru de get și o să fie ceva de genul resurse.dev semn întrebării să egal ce vrei tu să cauți, la fel cum e pe WordPress, dacă știți, pentru că noi trimitem datele cu get și când trimitem datele cu get se realizează ID-ul și name-ul, deci și name ne trebuie să, ID-ul sau name-ul, de obicei name-ul în lipsa name se pune ID-ul, mă rog, depinde de browser, cred. Deci se serializează cu fiecare variabilă, cu fiecare valoare a fiecărui input din formular într-un format URL friendly. Deci site.tld sunt întrebării parametru 1 egal valoare 1, and parametru 2 egal valoare 2 și așa mai departe. Și la noi search va fi end, pardon, să întrebări să egal stringul pe care vrei să-l cauți. Uh, din nou, dacă n-ați înțeles ceva, scrieți-mi în chat și vă lămuresc. Deci, acest ID S trebuie neapărat să se regăsească și un label cu for egal S. Uh, for leagă acest label de input ăsta. O altă variantă de a lega label de input ar fi să introducem Inputul în interiorul label-ului așa și în felul ăsta n-ar mai trebui să, să adăugăm for aici, dar în cazul ăsta nu e nevoie pentru că textul label-ului nu o să fie vizibil oricum, fiindcă i-am adăugat only, adică screen reader only, care by the way e o clasă, nu merge control click, nu merge, dar merge așa. E o clasă care ascunde efectiv uh, conținutul eu acum îmi dau seama că am repetat unul la unul uh, ce e aici și am pus aici. Și o să zic pur și simplu extend. Mă scuzați, așa. Uh, deci, sr e o clasă care ascunde pentru uh, Browsere normale textul, dar îl afișează sau îl face citibil pentru screen reader. Dacă i-aș zice doar display none, nu l-ar citi nici screen reader -ul. și nu e ok. Așa, deci input type search, class input, input search, dar o să avem nevoie de ambele clase și o să vedeți imediat de ce. Uh, ID și name uh, sunt referențiate de for ăsta, cum ziceam, max length 200, value nimic, value nimic pentru că o să-l populăm la un moment dat cu valoare în momentul în care suntem pe pagina de căutare în uh, uh, Momentul în care uh, facem efectiv căutarea și uh, implementăm funcționalitatea asta în uh, framework-ul pe care îl alegem. Așa. Ce ați mai scris pe chat? Uh, 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 uh. Marius Badane, de 2,5 sau 10 sau rămâi la 1000? Uh, e o întrebare bună. Pe una din rețele o să rămân la 1000, pe cealaltă rețea probabil o să trec la 2.5 sau o să rămân tot la 1000, dar împreună, adică hardware-ul aș vrea să suporte 2.5 măcar. Nu 10, că sunt foarte scumpe device-urile cu 10 Gbps, adică gigabits pe secundă. Nu, cred că îmi permit să dau cât era. 3000 de euro pe un switch și vreo 1800-2000 de euro sau poate chiar mai mult pe un firewall dual van cu 10 GBPS nu prea are sens. Probabil că o să bag un, P un PFSense clasic de 400 de euro sau cât e. Și în rest mă descurc cu emag și văd eu ce setup fac. Așa. De aia s-a prins că nu legasem labelul de input. Acum cred că am înțeles că am făcut asta. Indian. Ok, și fiecare, field, fiecare form de fapt are nevoie și de un buton de acțiune, dacă vreți pe care o să-l integrăm în filsetul ăsta, deși de obicei se pune într-un filset separat, asta e un best practice destul de util. Uh, un buton pe care tot așa o ascundem, că nu avem nevoie de el. O să facem auto-search în momentul în care detectăm keystroke-uri în input respectiv o să punem un minim de 3-4 caractere și din momentul în care detectăm 3-4 caractere, fiecare caracter nou sau modificat va schimba stringul de search și sper să funcționeze ok. E mult mai responsiv așa cu dynamic search dacă vreți, că care și o altă denumire și mi scapă acum, dar Dar adică e mult mai resource intensiv, o să stresăm un pic serverul, dar eu zic că n-ar trebui să fie probleme majore. Deci button type egal submit class egal button dar și sr only sau doar sr only, I guess. Și cred că și astea ca să nu ne complicăm. Și aici o să zic că caut acum. Right angle codes. Și, cum ziceam, astea nu se văd propriu zis, mm. nici măcar acum, pentru că avem definite, definite de fapt, clasele utilitare, sero și așa mai departe. În schimb, va trebui să realiniem lucrurile aici, pentru că s-a bușit, adică navul ăsta ar trebui să aibă tot proprietățile acestui nav, adică uite 100%, să mergem frumos în language picker. O să dăm copy-paste și o să mergem mai jos aici, cred. Să-i zicem main-menu. Wood 100%, padding, mă rog, rămâne de văzut dacă rămâne CSS-ul așa, dar măcar să se ducă pe rândul următor. Um, ok. Cum am vrea să afișăm meniul pe mobil? e întrebarea, pentru că în Figma n-am reprezentat state-ul ăsta, deși ar fi trebuit. Dar nicio problemă. Inventăm acum o variantă. Deci n-a avut are unul și un form, în schimb, poziția lui trebuie să fie absolută. Top 0, nu, nu e, ar trebui să fie top 0, să fie probabil în 3 rem dar asta înseamnă și că nu o să fie trei răm. Header. Ia să vedem pe desktop cum e. Deci e logo, mă rog, e o linie aici, încă o linie separată cu, meniu, cu pardon. Asta înseamnă că am ales bine distribuția asta, adică language pe care primu care l-am mutat cu japca aici. Astea trei elemente linearizate, și apoi separat cumva main menu. Să mărim topul, să fie undeva așa. Ok. Uh, rămâne sticky, ceea ce ne și dorim, de altfel. Mai e o problemă cu width-ul, că... <coughs> nu ar trebui să fie, să fie chiar 100%, având poziție absolut, nu mai intră în flow de flex, deci nu ne mai deranjează faptul că nu are width 100%. Ar trebui să aibă un width substanțial, dar nu știu dacă 100% e varianta ideal, uh, pentru că adaugă scroll orizontal. Da, adaugă scroll orizontal pentru care box sizing content box în loc de să fie border box și gata, am rezolvat problema. Deci position absolut top 6 box sizing border box. Eu am început bun. Uh, position ab absolute top 6 rem box sizing border box și restul ce să momentan nu se nevoie să-l șterg Ba da, simt nevoia să-l șterg pentru că dark ar trebui să fie dark 100 aici, cred. Bun. Asta se va vedea exclusiv când, cât, când butonul ăsta de menu trigger va fi activ. Asta înseamnă că... Um, ar trebui să facem state-ul de uh, hover și activ, să zicem, pe butonul... de fapt hover... Nu prea are sens Hover, dar o să facem și Hover și Active, ca să cover all our bases. Deci, Menu Trigger Hover, nu Menu Trigger Hover, ba da, Menu Trigger Hover și Menu Trigger Active. Um, <laughs> background, Colors, I guess. Accent <coughs> e-color uh, light 900 să zicem, pe de-o parte și pe de-altă parte. Nu doar asta, ci și ar trebui să ne putem juca cu HTML-ul, adică cu CSS-ul părintele La ce mă refer? Ar trebui să putem adăuga un, o clasă pe header main uh, care să ne lase să afișăm main menu și practic să ne bazăm pe CSS ca să facem hide și unhide la meniu. Deci header main ar trebui să poată avea clasa active menu, să zicem, sau ceva de gen. Și deci și unde era? Aici. Active menu menu trigger. Același lucru. Active Menu o să, o să fie adăugată cu JavaScript. Deci o să avem niște JavaScript care face chestia asta. Dar, până în alta hai să vedem cum arată state de Active. Uh, arată dubios pentru că Menu Trigger ăsta nu are și el un cursor pointer. Mă rog, pe mobile nu e cazul de cursor dar am simțit o nevoie să fac un artificiu de genul ăsta. Um, mă mai deranjează și că se lipește de chestia asta. Deci probabil, și mă rog, mai sunt multe aspecte aici. Când cineva dă tap pe hamburger menu, adică pe asta Mă gândesc că ar fi foarte mișto să facem o mică animație, să transformăm două din barele orizontale în X și să se transforme același buton în close menu, nu doar open menu. Adică să fie toggle. Asta la asta mă refer, să fie toggle menu on off. Și chestia asta se rezolvă relativ simplu. Dacă facem trei, adică dacă nu facem un SVG aici, dacă facem efectiv trei elemente HTML și ne jucăm cu CSS-ul un pic în așa fel încât să le uh, aliniem uh, vizual corect, să se vadă bine. Uh, de aia întreabă, am observat că nu pe box sizing reset, e vreun motiv anume? Păi uh, motivul e că nu vreau să, să selectez toate elementele cu css Adică nu vreau să am steluță pe nicăieri și prefer în momentul în care am nevoie de box sizing să pun box sizing. E un pic mai mult de muncă pentru că eu sunt pași în plus de fiecare dată când detectez că e o problemă cu box modelul. Dar e, îmi dă mie peace of mind că deci, lucrurile n-ar trebui să mănânce mai multe resurse decât e cazul și chestia asta mă ajută să mă bazez pe faptul că la un moment dat site-ul ăsta va fi performant. Bun. Revenind la meniu. Deci sunt trei elemente aici, trei linii orizontale de 24 de pixel lățime și în total au 17 pixel înălțime. Uh, 24 cu 17. 24 cu 17 și ia să vedem. 3 pixeli înălțime. 24 cu 3 să zicem. Hai să testăm această asumție. Ok, deci în loc de menu trigger cu iconiță de hamburger, în acest icon, în loc să punem un SVG, așa cum o să punem la un moment dat, o să păstrăm hamburgerul o să-l punem aici după și o să-l ascundem pe undeva cu sâră only. de um, nu, avem deja un sâră only. Never mind. Nu mai punem hamburger nicăieri. Să avem așa. Span class um, bar sau hamburger bar 1 end în De ce punem end nu BSP? Pentru că niciun element ar trebui să fie gol. Dacă e într-adevăr gol și are un sens să fie gol, măcar puneți un spațiu gol în interior. Deci hamburger bar 1, 2 și 3. Și toate trei ar trebui să aibă clasa generică hamburger bar. Și în menu trigger, aici, în menu trigger icon chiar, ar trebui să punem clasele astea, deci uh, display lock <coughs> width 1.5 gem, height 3 împărțit la 16 cât fac? 0.1875 gem e un pic tras de păr, dar asta e și margin bottom 3 și ceva ar trebui să fie, o să punem tot înălțimea asta. Margin 0, 0, atât. Și pentru al treilea, hamburger bar 3, o să avem margin 0. Asta este state-to-default. Când o să fie active menu, menu trigger, în schimb, o să schimbăm un pic lucrurile. Deci, Active Menu, în loc de Menu Trigger, o să fie Hamburger Bar 3, o să fie Display None. Și aici va trebui să adăugăm și clasele celelalte: 1 și 2. 1 și 2, pe care o să le. Stilizăm un pic diferit, o să le zicem Position Absolute CSS Rotate Nu știu care e sintaxa Exactă Perfect, Transform Rotate, 90 de grade uh, Și o să fie 45 cu minus 45. Nu știu dacă merge cu minus, dar să ne crape imediat asta dacă e cazul. Ok, și evident trebuie să le dăm și niște culori. Uh, background, color, var. Light 900. Cred nu? Da. Și ar trebui să le și centrăm pe vertical. Asta înseamnă că iconul ăsta are 36, 9, 12, 15 pixeli înălțime util și până la 24, 9, 4 sus și 5 jos să zicem. Asta înseamnă... Tarararam, tam, tam. Facem, aici. Facem padding pe icon. Sau margin pe primul. La margin pe primul o să pun. I guess. Margin top 0.25 rem, cred. Aproximativ. Deci la hover se face albastru frumos și când adăugăm clasa active menu pe header-main BOOM! Se explodează. Um, E clar că nu e, e ceva în neregulă aici. Asta înseamnă că. Deci, asta a dispărut, nu mai interesează. Asta s-a dus la 45 de grade. Asta Hamburger Bar 2. E ceva ce ne-a plăcut normal. Ne-am definit ce să se ocure. Deci, Active Menu pe Header Main. Da, e un pic wonky acest X. Va trebui să repoziționăm un pic. Am uh, margin top ăsta ne bușește un pic uh, situația. Deci va trebui să punem padding pe icon, nu? Să yes, I mean. Padding 025RAM000. Uh, și height 1.25. Nu. Nu, nu, nu. Ba da. Ba da, ba da. Fix asta trebuie să facem. 0.5. 0 6. Mă rog, trebuie să lucrăm pixele aici un pic până ne prindem. Deci, 5 pixeli, 6, 7, 8, 9. Cam, 9 lub 10, cam 10 wariant ideală. 10 împărțit la 16 fac și 0.625. Deci menu trigger icon cu active menu w fata. This padding 0.625m00 Um, box sizing border box cred Sunt să mai aici la pe active menu uh, și am uitat să scoatem marginea de peste hamburger baron margin top 0 active menu wonderful. Partem și tot ce scarem ca putem să o să Transition Transition Transition, nu chiar all, dar vom vedea exact care pe menu trigger pe hamburger bar asta Transition în loc de all De ce nu pun all? Transition all e pretty basic Practic le animează pe toate, ia să dacă merge așa prima dată înainte să ne jucăm. Um, nu mă deranjează animația asta de intro, ca să zic așa. Active menu. Dacă adăugăm un active menu pe header main, e ok. E cam mult o secundă, în schimb. Aș pune 0,5 secunde. În schimb, nu, nu all-ul trebuie animat, ci pe, pe proprietății transform și margin. Nu mai știu dacă se definea cu tot cu o să facem așa. Transform margin. Vom vedea dacă funcționează corect acum. Și o să dau și un zoom in ca să vedeți mai bine Minunatia. Deci îi active și se întâmplă asta. Ok. E bine, dar nu e ideal. De ce zic că nu e ideal? Mă deranjează destul de tare faptul că e lipit butonul ăsta de logo. Și dacă o, să o să-l mai împing un pic mai în dreapta. Acest logo minunat. Și o să-i zic padding cu 0.25 gram pe lateral. Nu, nu e o problemă acum pare destul de ok. Bun. Uh, main menu ăsta e clar că e nestilizat, ar trebui să-l stilizăm. Tot așa, bazându-ne pe clasa Active Menu, practic. Dar înainte să ne bazăm pe clasa Active Menu, hai să vedem cum ar trebui să arate în momentul în care asta uh, ăsta să zicem că e activ. Deci nav ăsta, în primul rând ar trebui să aibă un border top albastru ca să facă trecerea din X în ce se întâmplă sub. Deci border top 05 rem solid var accent o dată și l-am fix copy paste și punem în CSS. și asta ne permite să-l dăm și mai sus un pic. Deci, în loc de 6, o să, fină, o să vină la 5,5. Dar o să se suprapună un pic pe... Na, nu contează, e ok. Așa. Main menu, ziceam. Main menu Border top cutare apoi Apoi. a fost are deja un padding de un M pe perimetru. <coughs> de fapt, de 0,5, văd. Uh, pe care o să-l scoatem. apoi ulul ăsta clar trebuie stilizat corect deci main menu list list style type none Disp uh, display prima display block nici măcar display flex flex direction column Uh, o să zic gap 0, uh, deși nu, că este default value. Uh, margin și padding mai trebuie să resetăm. Margin 0, padding 0. Apoi, list itemurile astea vor trebui să fie display block. Main menu item. Display block în interiorul lor ar trebui să avem ca să dispă, display block ca să dispară markerul practic. Main menu link la fel display block. Display block. Și aici trebuie să și decidem ce dimensiune ar trebui să aibă linkurile astea. <coughs> și ce stil. O, o chestie utilă ar fi uh, font style uh, nu font style, mă scuzați. Uh, text decoration none. Uh, font weight bold. Cred că bold l-am definit aici, nu? Da. Și font size un pic puț mai mare, cred că de mărimea resurse.dev. Adică 1.5 RAM. Ia să vedem cum arată așa. așa. font size 1.5 rem, line height 1 M. Și ne trebuie și padding pe linkurile astea neapărat. Deci padding 1 RAM. Pentru că le am scos din, de, de dincolo. Ok, o să punem înapoi și clasa de Active Menu pe Header Main. Așa, acum avem altă problemă. Astea sunt destul de ok spațiate, să zicem. Problema mare este că dacă dau scroll, dacă mai sunt de fapt lucruri sub și mai sunt lucruri sub, eu nu pot să scrollez către ele. Asta înseamnă că ar trebui ca acest main menu să aibă height. În primul rând nu o să fie nu o să mai fie 6, să fie 5,5 topul. Width 100%, height calp. 100%, fapt, 100VH minus 5,5 rem Și overflow Y auto. Overflow Y auto practic face scrolabil. Asta, deci. O să pot să dau scroll când deschid meniu, o să pot să dau scroll aici în bucata asta. Și mă mai gândesc la o chestie. Când e deschis meniu, body-ul n-ar mai trebui să fie scrollabil. Adică aici n-ar trebui să mai pot să dau scroll. ca acum se poate, din câte vedeți. Și asta înseamnă că clasa, clasa, de active menu ar trebui pusă pe body, probabil, din JavaScript. Ca să meargă totul bine. Și să încercăm să

plus egal active menu. Perfect. Deci doar asta e scrolabil și ce în rest e în rest. Adică nu ne mai deranjează niciun fel și practic putem să scrolăm exclusiv în asta. Până când închidem, evident. Și când închidem o să dispară clasa de active menu de pe body. Și în teorie ar trebui să dispare și meniul de aici. Și fix asta vrem să facem acum. A, ah, dar mai avem formularul. O secundă, vă rog. Tum, 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 tum. Formularul. Stilizăm formul cu totul. Undeva pe aici. O secundă, vă trebuie să mă întind un pic. Mm -hmm. Ce ați mai scris pe chat până în alta? Uh, a trimis Denis niște mesaje pe care nu le mai văd. Mihai, de ce nu folosești React? Urmează! Stay tuned! Momentan facem partea statică de HTML și în live-ul următor, probabil, sau peste două live-uri, o să trecem efectiv la framework-uri. Așa, uh, Denis zice, cred că o să fac un shift cu borderul ăla, dar înainte zice Florin, nu uita să-i pui transition. Uh, Meniul lui zici, nu? Da, o să-i punem și transition, imediat o să-l animăm cu totul. Uh, momentan vreau să stilizăm formula. Florin mai zice, nu ar fi mai ok să-l grosimea la acel border la 0.25, cum e la H1 și doar pe desktop s a dus la, la 0.5 uh, Why not? Așa o să facem Dacă ți se pare ție că e prea mult 5.75, 5.75 uh, Border top 0.25 Iată Leo PG, salut virul îmi recomand să învăț și să folosesc SCSS, care sunt avantajele și dezavantajele. Deci, dezavantaje nu există, în afară de faptul că adaugă un pic mai multă complexitate pentru că trebuie să ți-l compilezi. Și eu am în VS Code un plugin care se numește SAS Watch, cred. SCSS, nu știu cum... Uh un moment, că aș vrea să mă duc în alea pe care chiar le-am instalat. Life SAS Compiler. Eu pe l-am. Mi se pare foarte ok. Ai un buton jos de Watch. Și în momentul în care îi dai Watch, toate fișierele tale SCSS statice din proiect vor fi transformate în CSS și CSS.map. În momentul în care le dai Save. Deci când se schimbă ceva, se compilează și se pune automat în style.css, devine style.css și style.css.map. Și uh, asta în prima fază de uh, fișiere statice. În momentul în care incluzi un framework în ecuație, uh, nici nu mai ai nevoie de pluginul ăsta, de uh, VS Code, de extensia de VS Code. Pur și simplu, din Webpack sau din orice uh, package manager folosești, se poate adăuga funcționalitatea de compilare de CSS cu live reload și cu tot ce trebuie, astfel încât să, să meargă din prima în proiectul tău, scss ul Părțile bune sunt multe, dar aia pe care o folosesc eu cel mai des este că includ media query în interiorul elementului. Deci am header link aici, care începe aici și se termine aici, și în interiorul lui, pe lângă CSS-ul standard pentru mobile cel mai mic, am un media query pentru desktop în cazul ăsta, dar pot să am oricâte media queries și uh, asta, mă, asta previne nevoia de a mai declara vreodată media query în exteriorul fiecărui element în parte. Și asta e foarte mișto că încapsulez tot ce se întâmplă cu elementul ăsta într-un singur bloc din ăsta. Și când mă uit la blocul ăsta știu exact ce se întâmplă cu el la toate rezoluțiile. Asta mi se pare o, o tactică bună. Dar, în fine, e o preferință personală. Poți să scrii cum vrei Media Queries, doar că mie mi se pare mai util așa. Și asta pentru că eu încep cu Mobile First și extind dinamic lucrurile până când nu mai arată bine, și după aia adaug Media Queries pe măsură ce găsesc lucruri care nu arată bine ca să le fac să arate bine. Așa, revenind la codul nostru ziceam că stilizăm form. Formul by default o să aibă un display block. Uh, field set-ul o să aibă tot un display block. Uh, label o să fie hidden. Uh, deci nu o să aibă nevoie de nimic special. Input, mai relevant în contextul ăsta, o să aibă tot display block. Uh, web kit. Uh, cum era WebKit uh... era o proprietate de WebKit dubioasă pe care voiam să o, să anulez mă rog hai uh, să căutăm CSS WebKit input um, appearance era. Input search. Așa apare în WebKit și... Şi... <coughs> niște busted stylings pe aici. Uite, putem să adăugăm results, autosave. Interesant. Ia să mergem și în asta. Input. Input type search. Ok, input type search poate să aibă următoarele proprietăți. Atribute, pardon. Tot ai. Așa, list. The values of the list attribute. Așa, data list nu mă interesează. Max length am pus. Min length n-am pus. Și nici nu cred că e relevant. Pattern nu ne trebuie. Placeholder cred că am pus deja. Read only, clar că nu ne trebuie. Size nici asta nu ne trebuie. Spel check uh, nu sau spel check false, am putea să punem. Dacă mergem în. mai adăugăm aici un spel check egal false. Non-standard, autocorrect off trebuie. Increment în e cazul. Asta nu știu ce înseamnă. Results attribute supported only by Safari is a numeric value that let, lets you override the maximum number of entries to be displayed in the input, input elements natively provided to drop down menu of previous, previous search queries. Hai să punem un results egal 10 și cam atât. Dar uh, am divagat un pic. Eu voiam uh, să anulez appearance yeah. Asta. Madden for the win. Appearance none. Asta îmi doresc. Pe input ca să pot eu să adaug orice ce se am nevoie să îl stilizez exact cum vreau eu, Să nu mă deranjeze browserul să pun el ce, ce visează el care ar trebui să aibă un input. I-am dat refresh și tot nu s-a resetat complet, așa că odată uh, fil se toare un border și niște margins aparent. Margin 0, border-none așa și padding 0 apoi input ar trebui să resetăm font-family uh padding Font familiar trebui să fie la clasic și apropo, pe ăsta aș putea să-l transform într-o variabilă Once. tare și ar trebui să-l pun înapoi aici și ar trebui să-l pun și aici ok deci font family fonts uh, font size cât era în uh, figma pe desktop măcar bine cred că e același ca aici deci o să-i zic un rem pardon 1 RAM, line, height 1V5 RAM. M, raczej. Border trebuie resetat. Border non. Co mamy tutaj? Asta jest i to a propos, jeśli jesteś kurioś. Deci input type search, display block, appearance number, the none, cutare. Mare un overflow care nu mă deranjează, margin 0 nu mă deranjează. Padding. 0.5 5 gram, să zicem. Deși e cam mult, cred că 0.25 ar fi mai sănătos. ar trebui acest search în mod deosebit, adică acest input search să-l stilizăm în containerului din DOM, adică în lângă main menu list. Lângă main menu list ar trebui să fie clasa search form și în search form ar trebui să fie clasa input search, deși nu e un singur nivel între ele, dar acest input search ar trebui să aibă margin un rem, deși sus n-ar trebui să aibă un rem, ar trebui să aibă 0, un rem, un rem, și with 100%, deși e tricky aici cu with 100% pe unele browsere. să vedem, box sizing-ul este border box deja. Trebuie să facem un calc aici. Minus 2 rând. Unde Aici. Ba, trebuia să-i las marginul onorem peste tot. Și cred că ar trebui să-i las și label pe mobile, că mi se pare scos din context, așa cum e acum. Și cred că ar, nu știu, și, și uh, linkurile astea, mă gândesc că ar trebui să aibă un soi de border bottom ca să aibă un pic mai mult sens. Ceva de genul border bottom, un pixel solid, var, accent. Ce părere aveți? E mai ok așa? Mama, mai sunt doar 17 oameni în live. Acceptable, mulțumesc frumos de vot. Deci pe main menu link. Punem niște... Order bottom... Pixel solid var... Accent 400... Odată... Și... ce mai trebuia să facem? Ah, să adăugăm înapoi margină de pe... Asta, input search, margin on rem, și poate să adăugăm înapoi și label -ul. în loc să punem sr only, să-l stilizăm, propriu zis. <coughs> label class label. Și asta înseamnă să Punem undeva, să-l definim aici undeva sus. Display Block. Momentan atât, să vedem dacă arată bine. Normal când arată bine. Um, trebuie să umblăm iar la stilul page aici. Așadar, mergem în... O să închid acest hero temporar. Normalas. Asha She clicks breadcrumbs. Okay. Uh. Search form input. Search margin. Zero change ram. One ram. One ram. She search form label. Margin, 1 rem, 1 rem, 0, 5 rem. Pretty standard. Introduc cuvintele căutate și partea mișto e că atunci când dai click aici se face focus pe asta, Poți să cauți lucruri. Mersi. Așa, mai departe. Uh, în loc de introduc cuvintele căutate ar trebui să... De fapt, că e ok, dar nu știu... Bun... Au ieșit că așteaptă să se află notele la Bac se umple site de requesturi. Crab, crabă servere. <laughs> da. Bun. Ok. Mai departe. Uh, lucrurile par ok pe very small mobile, ca să zic așa. O să dau și un zoom out Cam de la ce rezoluție în sus ar trebui să apară chestia asta altfel? Asta e întrebarea. E clar că pe desktop trebuie să realiniem lucrurile. Și hai să începem cu desktop și poate găsim și o rezoluție intermediară în care să îi mai facem niște lucruri. Dar înainte de toate, vreau să-l ascundem, acest main menu. Display none. Nu display none, mă scuzați, mă scuzați. Vreau să-l animăm. Și dacă vreau să-l animăm, o să trebuiască să-i zicem <coughs> transform um, translate 3D și o să vă zic imediat de ce 3D Asta e OX, asta e OY, asta e o Z ia să vedem dacă merge așa nu merge că e încă acolo ok atunci asta va fi 0 asta va fi 100% bun dar dacă e transform 100% și e aici asta meniul de fapt ar trebui să fie minus 100% pentru că pentru că Ah, și dacă e minus, merge cu minus 100%? Se pare că merge. Hai să testăm. Deci, main menu. Uh, transform, translate 3D cu tare. uite deci, așa, height, overflow Y, transform, translate 3D, minus 100%, active main menu main menu transform translate 3d 0 și practic când nu are clasa active menu body ăsta se va duce să va ascunde undeva în stânga și când are clasa active menu Badio se va se va reseta practic CSS-ul. Uh, de fapt, translate-ul. Și trebuie să-l și animăm. Transition tr uh, transform 0,5 secunde is in Funcția de easing. Bam. Uh, problema că e problema e că la început uh, apare basically cu translate 3d-ul aplicat și în momentul în care se aplică efectiv, uh, adică în momentul în care se încarcă pagina, pleacă practic din view, ceea ce nu prea îmi place. Ai de attribute class egal. Și asta se întâmplă când ai click pe sau tap pe trigger de meniu. O să replicăm chestia asta în javascript imediat. Ce e interesant e că dispare ăsta scroll-ul, ul așa am și intenționat de altfel, să activăm emulatorul și să Edităm acest atribut minunat. Ok, pare, pare să funcționeze. Aproximativ. Trebuie să mai facem debugging în momentul în care facem javascript și vedem că merge sau că nu merge. Bun. Pe chat se vorbește de crab și de Reddit. Ceea ce e bine Bun uh, Mă rog și prin e bine mă refer că e rău <gângânt> Nu e rău, e neutru uh, Așa Hai să facem JavaScript dacă tot suntem aici Deci în static mai facem un folder care se numește js. Și în acest JS facem un fișier nou care se numește script.js. Și în acest script.js minunat putem să facem o oțare jmecherie cu vanilla JavaScript inițial, că nu avem nevoie de chestii mai avansate. O să adăugăm un ID acestui menu trigger minunat. ID egal menu trigger știu că scriu ID-urile cu camel case și clasele cu pascal case. a aculpa, da? Uh, și o să-i zicem așa, const menu trigger egal document.getElement by id de menu trigger menu trigger. <coughs> Um, cum ați prefera să adăugăm uh, uh, să vedem cum sugerează de nou uh. Nu sunt corect aici. Uh, o să-i adăugăm în event clasic. Mă gândeam la ceva mai deștept, dar nu sens. Use capture. Menu trigger. Add event listener D. Click. Magic cu spațiu tap. Deci type, case sensitive string representing the event type. Și merge cu spațiu sau cu virgulă să declară mai multe, nu cred. <coughs> Vanilla JavaScript for doing. Așa. Lit Dreaptă ok, fine, whatever. Așa, listener-ul ar trebui să fie direct on function și nu o să folosesc arrow o să-l las așa, pur și simplu, că okay, e mai simplu. Function de event, neapărat event.prevent default return false și între asta și asta punem un um, const body egal event.body cred că merge direct așa um, toggle cum era toggle class vanilul uh, vanilla toggle class Tum 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 ce îmi place cum mi-arată Deci classlist.toggle Ok, fine Toggle de Active menu. L Ar trebui să fie ok. Nu merge. Pentru că nu l-am referențiat, evident. Și o să-l referențiem aici înainte de terminarea body-ului. Deci script, type, deși nu mai e nevoie text JavaScript. Uh, srk egal script, uh, Așa, uh, momentan lăsăm așa, nu cred că are sens să-i punem modul uh, sau altă chestie mai complicată, pentru că oricum nu o să ne mai trebuiască momentul în care facem implementarea finală. Și iată că, prin magie, se întâmplă ce vrem noi să se întâmple, dar Văd că e o mică problemă aici care se care derivă din faptul că se duce mai sus login-ul ăsta. Nu dau seama care e fază. Vedeți? Sunt niște pixeli mișcați aici. Uh, Denis, uh, avea multe idei, am ales-o pe cea mai banală, ca să fie ușor de rumegat. Uh, și da, s-ar putea să fie de la border, ai dreptate. Ia să-i scoatem border să vedem dacă se întâmplă. De ce Nu, no, nu e de la border. Așa, LeoPG, ce stație ai propus să o folosești pentru acest proiect? Nu știu încă sigur, dar o opțiune foarte, foarte populară este React cu Next și sunt șanse mari să mergem pe, în direcția asta. Partea bună e că o să facă viața mult mai ușoară oamenilor care vor să se implice în codarea acestui proiect și pull request-urile o să fie mai multe, deci o să se dezvolte mai ușor. Partea proastă e că mie nu-mi place Next-ul în contextul unui proiect de genul ăsta, fiindcă nu bifează, adică e mai complex decât ar trebui în anumite circunstanțe și nu bifează niște lucruri uh, pe care mă aștept să le bifeze un framework care să mă ajute să dezvolt proiectul ăsta mai repede e o discuție pe care o să o avem probabil săptămâna viitoare, adică live-ul următor, care sunt șanse să fie duminica viitoare, adică în uh, 20 și, de fapt, în 6 zile și câteva zeci de ore. Um, pauză de stretching și de apă. Dacă mă scuzați o secundă, am nevoie și de o pauză de altfel, așa că revin în câteva minute. Așa, am revenit, îmi cer scuze de întârziere. Am dat drumul și la aer condiționat că deja e mult prea cald. Să obțin aici, unde sunt eu. De la luminile astea cred că se face foarte tare cald. Așa. Bun. Să continuăm, zic. Mm. Uh, pentru proiect de tip ăsta, zice Petre Gabriel, recomand, pe backend recomand cu încredere Strapi. Uh, o să mă uit mai serios la Strapi. Am auzit lucruri bune despre el, dar n-am apucat să, -i, să fac research atât de în detaliu. Ah, oh, ce bine. Bun. Acum, după niște stretching prelungit, Hai să vedem cum convingem acest meniu să se comporte bine și pe desktop. Și o să pun un to -do cu animația asta care face ceva ce n-ar trebui în momentul în care se extinde. De fapt, de fapt și de drept, ia să vedem. Hmm. Da, cred că știu care e problema. S-ar putea să aibă legătură cu acest icon. O să șterg acest icon și să, adică, vreau să văd dacă se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă. Perfect. Acum știu care e problema. am schimbat arhitectura iconului și box modelul. Vedeți că aici are padding 10, 24 cu 14 și aici are padding 0, 24 cu 24. Asta înseamnă că. Mă rog, în teorie, cifrele dau ce trebuie, dar acolo simt că e problema, pentru că în momentul în care se animează și revină la normal, ca să zic așa, lucrurile par să se rezolve. Una din soluții ar fi să-i dăm acestui manetric grey icon în position absolut și left 0, top 0 și evident button ar trebui să-i dăm un position relativ <coughs> with 1.5 RAM ba chiar mai mult de 1.5 3 RAM Iată, acum nu se mai întâmplă, evident, trebuie poziționat corect. Icon. Deci, top 075M și left <coughs> 075 Ok, și pe emulator, da, s-a rezolvat problem. Ok, deci, menu trigger icon. Uh, position absolute left zero shop rem, top zero shop testin ram we might the the menu trigger position relative with three adding position relative width. Wood, ați să fi aici. Dacă vă întrebați, da, am ordine preferată pentru proprietăți în CSS, mi face viața mai ușor când trebuie să citesc cod scris de mine. Și nu, nu mă știu ca toată lumea să scrie în același fel proprietățile. În mod deosebit. Bun. Deci pe mobile pare să fie ok. Lucrurile, cred că, se destul de bine. Practic, meniul se suprapune peste conținut, care e exact funcționalitatea de care avem nevoie. Iar când facem expand collapse, nu se poate da scroll pe cei în spate. Deci, la prima vedere, funcționalitatea e în regulă. Acum hai să-l convingem să arate bine și pe mobile. pe desktop. Pardon. Pe desktop, evident, el dispare, meniul. Uite-l aici, în lateral, se ascunde ca un. Să ascunde de rușine. Deci just main menu. Uh, bun. Deci width 100, uh, height, ok. Hai să începem să resetăm lucruri. Width auto, height auto. Sau height unset mai degrabă. Uh, overflow. visible. Padding-ul trebuie să vină și marginul trebuie să vină înainte. No, transform none, transition none. Asta trebuie înainte de background. Position absolute, nu. Position relativ, de asta cred că avem deja, nu? Transform, nu transform. Așa. Position static. Top on set, left on set. Și cred că e suficient reset. Bun. Um, 100%. Și trebuie să-l transformăm pe asta. De fapt, navul cu totul. Și main menu listul mai jos. Media min with desktop flex direction row o dată și mai e și mobile uh, main menu uh, search form label asta voiam să caut o dată media sure display, sau, so, nu no display none, uh, extend sur only vreau să-l ascund pe uh, media-desktop, a dat eroare sau mi se pare mie? Da. You may not extend selectors across media queries. Da, eh, iată o limitare a sas ah, a SCSS-ului. Uh, display none, Poftim nu convine așa. Ok. Deci label l-am ascuns. Main menu listul l-am transformat în flex row, dar trebuie și main menu ul transformat în flex. Display flex, flex direction row. Ok. Ce-ar fi dacă n-ar exista main menu? S-ar duce login unde trebuie. Hmm. Uh, înseamnă că e orderul greșit. Înseamnă că main menu ar trebui să aibă order 3. Iată, așa e mai bine. Main menu. -a. Trebuie să ai border 3 o dată. Ar să nu mai aibă border top. Oh, și mai sunt și gap pe aici. Ok. Uh, bam, bam, bam. Unde ești? Top, left, nu știu ce. Transition, background, border. None. Deși nu. Nu e border none. Border top. Mai degrabă un pixel solid var light 900. Așa. Și mai au o problemă de gap. Cred. Cred, cred, cred. Mergea cumva flex vertical gap. Că pe grid știu sigur că merge. A. Iată. Display grid. <coughs> da. CSS grid. Ok, fine. Transferăm acest layout în CSS grid. Deci header main pe desktop, în loc să fie flex direction row, va fi brusc display grid. Uh, și și să ne inspirăm de aici. Margin nu ne interesează. Grid template columns. V Am dat save și s-a bășit tot. <coughs> și acum hai să le reparăm. Language picker. Main menu trigger e display în deci nu ne interesează. Logo. Logo ar trebui să fie Order 1 este deja Order 1, NAV e Order 2, Ancora asta e Order 3 și asta e Order 4, trebuie să fie Main Menu. Order 4. Și apoi... Um. Deci display grid, grid template, template columns, un fără, un fără, un fără. Mm? <coughs> Pentru moment e ok și asta înseamnă că main menu are This is a grid column span, Cal, grid column 1 span 3, grid column 1 span 3. All right. napropium Ne apropiem cu pași mari. Um, Heather main ăsta n -ar, n ar trebui să aibă grijă templică anunțată, așa cum am zis eu. Um, horizontal. Nu. No. Gap. Ceva gap. Pro gap row gap 0, column gap 1rem, uh, grid template columns, min max, cum era definit aici. Hai să zicem așa, și vedem cum arată în contextul nostru după ce adăugăm neapărat și grid column un span 3 pe, pe, pe main menu. grid column 1 span 3. This should be fine. Nu, no, nu e fine deloc. Pentru că nu e bine definit repeat ăsta. Este mult prea dens. min max în fără e egal cu un fără. E repeat autofill n niciun sens. Repeat un fără. Ar trebui să, să fie o coloană de blățime oricât și două coloane cât se poate de mici. see. grids template columns Petre Gabriel, yes, see. vedem. Se întrerupe live-ul Sper că nu. Leopogu, Leo hai să luăm de la început. Ce vreau să recomand pentru web development? Ce părere ai despre cel de la Firefox Developer Edition? E foarte ok. Și Firefox și Chrome. Și Edge chiar sunt destul de ok. Uh, Petre Gabriel. Așa. Da, mă rog. Sunt engineuri diferite, Firefox și Chrome. Uh, Edge folosește același engine ca și Chrome-ul. Deci nu ar trebui să fie o problemă. Dar ea întreabă cum ai reușit să-ți mintă toate codurile, mă refer la HTML și CSS, spandiv, etc. Ajută că fac asta de 20 de ani. Uh, și ai văzut că foarte des dau search, adică nu, nu mi încarc memoria cu toate proprietățile ad, ad literam, pentru că știu cum să caut în așa fel încât să ajung la rezultatul pe care am nevoie în contextul în care sunt e mai important skill de search pe Google decât skill de memorizare a proprietăților, atributelor, tagurilor și așa mai departe. E... Uneori ar trebui pur și simplu să zici, să poți să zici, uh, să, să, poți să cauți pe Google un context și din contextul ăla să deduci o soluție în urma rezultatelor. Nu e absolut nicio problemă. Mi se pare interesant apropo de, ce ziceam mai devreme, că Chrome și Edge folosesc același engine. Firefox e diferit și Safari e diferit. Deci sunt trei engine în mari de browser acum. WebKit, care e pentru Chrome și Edge, Firefox și Safari. Așa, apropo de întrerupt, întreruptul live-ului, sper că nu e cazul. Îmi pare rău că ați avut probleme, nu știu de unde sunt. Așa, revenim la ce, ce scria Petre Gabriel. De curiozitate pot vedea ce dimensiune ai setat pe breakpointuri. Momentan am doar 1100 de pixeli, care e și mai am un breakpoint custom de 600 de pixeli aici, pe Hero. Dar eu definez breakpointurile urile arbitrare, adică am unul de desktop clar, și eventual unul de tablet intermediar, dar, în rest, mă uit la cum arată layout-ul, și dacă găsesc un breakpoint unde se rupe ceva sau unde nu mai arată bine, adică la orice rezoluție, la orice dimensiune în pixel, adaug un breakpoint special acolo, special pentru elementul ăla, ca să rezolv problema, să arate bine. E o, un side effect al gândirii designului în regim a, a, atomic. Adică, mă gândesc că fiecare. Atom fiecare element în parte ar trebui să arate bine în orice context e pus. Și chestia asta se scalează foarte bine și în designul ăsta n am folosit, dar nici nu cred că e cazul momentan, dar vedem. În momentul în care folosești container Queries. Deci, când folosești container Queries, deja paradigma complet se, se schimbă complet în sensul că poți să stilizezi fiecare element în parte în orice context s-ar afla și inclusiv în orice. Uh, S-ar afla. Adică, în, în funcție de lățimea părintelui și de alte lucruri care ține de nu doar de ecran. Adică, nu doar media mainways, poți să faci multe lucruri cu container care cu chiar mi-spai foarte tare și merită explorat. Așa. Uh, Petre Gabriel, am căutat pe ghid, nu cred că ai publicat update-ul. Nu știu la care update te referi, dar dacă te referi la ce știu acum, git status, git add git commit, -m um, hai să zicem feature, hero și menu, and menu, git push. Ar trebui să fie pe GitHub acum codul de până acum. Dar o să mai fac un push la final, n-am terminat pe seara asta, pe noaptea asta. The night is young and so are you. Așa. Uh. Zicea, zicea, Petre Gabriel și pe Flex poți folosi calăm gap sau rog gap. Uh. Mi-a scăpat complet chestia asta, îmi pare rău. M-am hămat uh, la schimba din uh, Flex în grid și n-am testat această asumție. Ceea ce e foarte rău din partea mea. Aș putea să dau du. Nu știu dacă e o idee bună sau nu. Hai să vedem dacă am rezolvat până acum ce trebuia să rezolvăm cu CSS-ul. Pare că nu. Um, pare că nu pentru că acest header main ar trebui să aibă grid template columns just. Ar trebui să aibă auto un fără un fără sau nici măcar. Uh, doi fără, un fără mm -hmm. Ceva de genul ăsta, mă gândesc că ar fi un echivalent ok, dar nu prea are sens ce am făcut aici. Dacă pun 2 de auto. 3 de auto. Nu, nu. Nu, uite, uite așa are sens auto-offer. Deci, header main grid template columns auto-offer. Pare să se fi rezolvat problema. Așa. Uh, cu excepția acestui. Uh, input, de fapt, acestui form cu totul. care merită stilizat un pic diferit. Odată sesizez că linkurile astea au niște border bottoms care, pe care trebuie să le mătrășim. Media. Min. Width.

sau chiar cu 0,5 0,75 e perfect deci input search pe media minus desktop margin 0,75 Ba nu, când în design n-apare altfel, nu scuzați, un design cred că apare lipit, deci are margin 0 și pur și simplu se aliniază la dreapta. Schimbăm modificarea, deci margin 0, width, uh, în niciun caz 100%-2RM, width auto, ba chiar putem să-i zicem... 5 PM, I guess. Input search. Um, margin 0, deci. width Auto. Nu știu dacă e flex. Flex grow 1. Să vedem dacă putem să-l convingem să ia toată lățimea. Uh, Dar asta trebuie să facem pe form. Lex Grow 1. Să-i dăm și un background să-l vedem. Magenta, asta e bine. Deci, pe search form. Pe desktop. Let's Grow 1 mai departe, sub form avem un field set, sub field set avem un input with 100% pe input search uh, fără flex group with 100% Uh, putem să zicem un text align right Ii mai trebuie height. Uh, trebuie să adăugăm practic la height-ul existent niște padding. Padding în momentan e 0.25 peste tot și cu 0.75 cât era așa, fac cu 1 peste tot. Deci padding 1 ram peste tot ar trebui să rezolvăm. Padding 1 Vondaba. Și se duce și toată lățimea, practic. Nu mi se pare că arată fantastic de bine cu toată lățimea, dar putem să-i dăm și un max width, I guess. Acestui, unde ești, Input, max-width de 30 de rem, dar asta înseamnă și să definim ilt set ca un display flex, flex-direction, nu no contează, row, align-items, flex-end, nu, justify-content, flex. End. No, uh, justify content, and așa ceva, ca să se ducă la dreapta. Mai e o problemă, că e padding peste padding. Cam mult padding acolo. Dar așa facem. Deci input search trebuie să mai aibă și un max with 20 gram, să zicem, că 30 zice cam mult. 22, să fie cât la de sus, aproximativ, mm? da, 22, uh, și fieldset ăsta, practic, mai trebuie un nivel aici, search for set pe desktop, Trebuie să aibă un uh, display-flex, flex-direction-row, uh, justify-content-flex-end, și gata. Practic am reprodus designul aici. Uh, ce se întâmplă însă dacă avem clasa menu-trigger pe body, Active Menu pe Body și dăm Resize. Nimic. E perfect. Și în momentul în care se revine, se revine la state de menu activ. E foarte ok. A, n-am testat ceva. Deci e asta așa. Da, nu mai am scroll. Trebuie să scot overflow hidden de pe active menu pe desktop. Media menu with dollar desktop uh, overflow visible. Um, actually, un overflow set. O să fie treaba curată. Bun. Eu zic că suntem bine. Simt nevoia de niște iconițe. Și mai simt nevoia să stilizăm imaginea asta cumva. De la 600 de pixeli până la 1100. E un pic cam mare, mă gândesc. Și cred că ar trebui, nu știu, realiniată, centrată, redimensionată, ar trebui să nu fie 100% din width, este clar. Deci, cred că de la 750 mă gândesc că nu prea mai arată bine. Deci, here image. Um, <laughs> Media. Min width

Trebuie centrată, cred. Sau o lăsăm aliniată la stânga, dar arată foarte sexy. Mm -hmm. Și nici textul ăsta. Textul ăsta se cam lăbărțează. Mm. Um, cred că nu doar imaginea ar trebui uh, forțată să rămână într-o anumită lățime, ci și textul de aici. Sunt curios cât de cât de, multe, câte de car, cât de multe caractere sunt în linia asta, spre exemplu, sau nu în asta, ci în asta. Ia să vedem. Character count. Știu că folosesc un tool random. Sunt 124 caractere, e mult prea mult. Uh, maximul ideal e în jur de 100. Idealul, de fapt, e 80 între 60 și 80 sweet spot. -ul. Ia să vedem. Undeva la 650 de pixeli. Selectăm linia asta, o măsurăm. 81 de caractere, perfect. Deci de aici în sus cumva ar trebui păstrat Asta am centrat cumva cu totul probabil deci hero cu tot nu hero image neapărat ci hero cu tot uh, media Main width 650 de pixeli 650 am zis, nu? da ar trebui with aici 600 deci 600 împărțit la 16 pe fac 37,5 <coughs> max with 37,5 RAM asta ar trebui să-l punem undeva aici um... margin 0 auto ca să-l centrăm ok și aici clar ăsta se bușește pentru că pentru că ar trebui scos acest stil pe desktop deci max with onset margin onset music and can regulation Ba chiar de la un 750 am putea să-l mai și spațiem extra, dar mă rog, e overkill. I think it's fine. Responsive designul ul este greu. <laughs> e mai greu decât pare, dar este foarte rewarding să faci dintr-un singur HTML toate variantele de styling de care ai nevoie pe toate rezoluțiile. Mie personal îmi dă foarte mare satisfacție să reușesc să fac asta. Și uh, nu e atât de complicat, totuși, astfel încât să mă, să mă sperie să, sau să mă determine să renunț la efortul ăsta. Așa, ce-ați mai zis în chat? Leo PG, unde aș putea învăța Figma ca începător? Vezi că au chiar ei uh, niște tutoriale, Learn with Figma sau Learn Figma, ceva de genul, uh, la ei pe site și pe YouTube și cred că poți să începi de acolo, e un punct foarte bun de plecare și după aia cred că tutoriale pe YouTube sunt cele mai la îndemână să uh, stăpânești Figma la un nivel mediu. Și chestiile mai avansate se pot învăța dacă dai search după articole care te învață niște tehnici mai mai îndept pe Google. Nu cred că se trebuie cursuri specializate sau ceva de genul. Baciu Traian, acum am văzut un sfat foarte bun. Column sau unde calam, ceva. Grid column 1, span minus 1. Uh, indiferent câte coloane mai adăugăm adițional pe desktop, da, ceva nu e bine. Nu cred, că e 1, nu cred că e span minus 1, cred că e pur și simplu 1 minus 1. Problema e că se bușește. Da, o să-l las cum era înainte um, Se bușea ordinea dacă îl lăsăm așa Machine left out, <laughs> da, merge așa Bacitraine de preferat, with 100% și min with 0 so, Min with o valoare sau so with min 100% o valoare Uh, depinde ce vrei să faci uh, with cu min uh, n-are sens între 100% și o valoare cred pentru că 100% va fi tot timpul mai mare decât valoarea respectivă în principiu cel puțin într-un context din ăsta uh, lichid salutare smoke Așa, am o dilemă. Uh, continuăm acum sau oprim acest live, minunat, fiindcă deja suntem, bine, suntem 18 oameni în live, uh, am putea să-l oprim acum, că e 12 noaptea și să-l continuăm miercuri, să zicem. Adică să facem tot două live-uri săptămâna viitoare. Unul în timpul săptămânii și unul duminică sau îl continuăm pe stazi și îl facem un... pe, următorul îl facem duminică. Uh, supunem la vot. Deci oamenii care sunt acum în live au privilegiul să decidă dacă nu vor să mai vadă față. Hai să vedem. Dăm un plus aici, start a poll. Uh, oprim live-ul acum și îl continuăm miercuri sau în timpul săptămânii și duminică. Da. Da, oprim și facem două live-uri săptămâna. Așa nu facem unul mare acum. Cum și duminică. Ia să vedem. Ask your community. Bacitrean zice, adică pot avea un width procentual pe form, iar pe copilul formului min între 100% din form și valoare fixă? Uh, a, min, nu max. Mă gândeam la maxim. Ce cer scuze. Uh, da, poți să faci asta, dar atenție mare, atenție mare, mare. În formulare, în general, dacă folosești sintaxa corectă, și anume asta cu form, și după aia fieldset, și după aia legend și conținut, mă rog, nu te deranjează foarte tare, dar form și fieldset, fieldset are built-in niște stiluri super dubioase în anumite contexte care previn box uh, Uite, min inline size, min content, asta. Chestia asta, dacă nu o suprascrii, explodează. Complet uh, filseturile, deci se duc pe lățime cât au ele chef, dacă stilul din interiorul adică, lor, adică elementele în sine, au voie să se ducă cât au ele chef. Și dacă nu suprascrim XL, min, min inline uh, size-ul ăsta, și îți recomand să o faci, uh, practic nu poți să te bazezi pe. 100%, că nu mai știi cât e 100%. 100% poate să fie 100% din ecran sau poate să fie 500% din ecran dacă un element din un element copil al filsetului are potențialul să se ducă în dimensiune. Și de asta, deci neapărat trebuie să suprascrii minimile în size-ul ăsta cu um, ceva coerent, spre exemplu 100% sau nu știu, o chestie care să taie complet, poți să zice anset, da? Ca să se comporte ca un div normal. Și atunci, da, poți să te joci cu lățimile fără probleme și poți să pui width cu min între 100% și o dimensiune mai mică de 100%. Dar, adică, trebuie să ai neapărată grijă la chestia asta cu filseturile care se bușesc în anumite circunstanțe. În rest, e o tactică bună. Depinde de ce vrei să faci și cum vrei să arate. Până la urmă, asta dictează uh, felul cum construiești stilurile. Așa. Tică, zice ce, All, all the Above. <laughs> deci, facem și live lung azi și facem și două live-uri săptămâna viitoare. Asta vrea tică. <laughs> Bun. Ok, eu mă referam exclusiv la zgărcenie de cod, o linie with, min sau with două puncte și min with două puncte. A, ah, dacă te refer la uh, a scrie mai puțin CSS, eu nu recomand să te chinui. E mai, deci, kiss. Keep, it, keep it simple, stupid. Uh, cu cât scrii cod mai ușor de citit de oricine cu atât e mai bine. E în JavaScript și în general în limbaje de programare, selector la operator la ternar. O chestie de genul let A egal B C D. Pardon, D. Ce valoare va avea A? Păi depinde de B. Dacă B este true, A va avea valoarea C. Dacă B este false, A va avea valoarea D. E... Bine, și putem spune și paranteză, mă rog. Problema cu chestia asta e că, ok, e o singură linie, elegant, eu nu știu ce, dar e foarte greu de citit, mai ales pentru începători, adică pentru oameni care nu înțeleg implicațiile chestii este. Și le e greu să înțeleagă faptul că B e decident și adică poți să citești doar leta le egal cu B și după aia nu mai contează. Ceea ce e greșit, evident, că B-ul e doar un, un bulean care decide dacă au la valoare ce sau de. ce vreau să zic e că dacă scrii mai puțin cod și e mai elegant și mai sexy așa, e și probabil mai greu de citit. Mai ales în CSS, unde chiar n-ai neapărat nevoie să, com să comprimi foarte tare codul, că e mai ușor, adică e mai bine să fie ușor de citit decât să ocupe puțin ca lungime, că nu are nicio relevanță. Bun. Ok. Pare că toată lumea votează pentru da, prim și facem două live-uri, deci am 16 voturi din 13 oameni live acum. <laughs> Pare că unii deja au ieșit, știind deja răspunsul final. Asta înseamnă că urmează să finalizăm acest live foarte curând. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența, dar înainte de asta vreau să îi dau end poll și să mai răspund la ce mi-ați scris în chat. Așa. Uh, Traian Baciu zice, există vreun recul în materie de performanță? Uh, când folosești două proprietăți separate, cum ar fi width și min width, versus width egal, uh, width două puncte, min între 100% și ce vrei tu, uh, e chiar mai, adică, e un selector mai, e un, o proprietate mai nouă asta cu min și cere niște calcul și în momentul în care ceva cere calcul, șansele sunt să dureze o mime de microsecundă mai mult decât ceva care nu cere calcul. Și chestiile astea se adună, mai ales dacă pui pe steluță. Deci dacă pui pe steluță într-un element cu un dom din asta gigantic de 10.000 de elemente, un, o proprietate care necesită calcul, ai omorât CSS-ul, în sensul că Uh, viteza de procesare de randare a paginii uh, de către browser se diminuează substanțial Dana Abramov a făcut niște experimente de genul ăsta pe uh, felul cum se randează selectori din CSS uh, proprietăți și alte lucruri de genul ăsta uh, s-ar putea chiar să găsesc articolul dacă stau un pixel să caut ia să vedem Dana Abramov uh, selector performance CSS nu? Da, nu-l mai găsesc acum. Oricum, făcuse la un moment dat un, scrisese un articol, nu știu dacă Dana Brown s-ar putea să-l confund, s-ar putea să fie altcineva, nu Dana Brown, dar făcuse cineva un articol care zicea că uh, există, impact, există un impact de performanță Tangibil, mai ales dacă ai pagini foarte mari, în momentul în care folosești ori selectori din ăștia cum este foarte, care selectează global toate elementele din pagină sau foarte multe elemente din pagină nediscriminativ, și de asta e bine să folosești uh, cât mai des selectori cât mai preciși, ținând cont și de faptul că selectorii funcționează de la dreapta la stânga. Asta e o chestie mai specială, o să vorbim când ajungem în cursul de front-end la tu selector, dar pe scurt, dacă uh, faci un selector de genul span, spațiu, steluță, întâi se procesează steluța și după aia se iau toți părinții care au uh, tipul span, ceea ce evident e nasol, adică nu e ok deloc. Uh, ia să vedem, dacă dau un search după selector performance css... Am găsit un articol care s-ar putea să fie... Ia să vedem. E un articol din 2023. Nu, e prea nou să fie ăla de la care mă gândeam eu. Uh... Da, e interesant de citit. O să vă dau link-ul aici, în caz că sunteți curioși. E scris pe blogul de la Windows, aparent. Anul ăsta, dar eu mă gândeam la altul. Experimentul la care mă gândeam eu era făcut undeva în 2017-2018, cu browserele le de atunci, evident, și impactul era clar. Acum s-ar putea să se fi schimbat situația, dar e. adică merită citit articolul ăsta, mă gândesc. Deci, pe scurt. CSS-ul poate îngreuna un site în uh, materie de viteză de randare și de-aia e bine să ai grijă în momentul în care folosești reguli din astea mai complexe decât ar trebui. În schimb, un singur element care folosește min în loc de două proprietăți width și max-width sau un width și min-width chiar nu cred că uh, contribuie în vreun fel la... Uh, Adică impactul de viteză este absolut insignifiant și chiar n-ar trebui să te gândești la performanță în momentul în care scrii uh, ce se în felul ăsta, doar la cât de ușor e de citit. Asta e tot. N-ai pentru ce. Așa. Ce, am, ce, ați mai scris pe chat? Săptămâna asta facem două live-uri plus nouă video din curs. <laughs> da, fac tot posibilul, vă promit. E, v-am zis, e filmat, trebuie doar editat. Mai am un pic, mai mult, dar mai am. Adică nu, nu, nu se dureze foarte mult. Eu sper că până la sfârșitul săptămânii să fie gata. Așa am zis și săptămâna trecută, dar na, au intervenit lucruri. Uh, știți cum e. Uh, Baci Traian, calculul nu este același, nu. Pentru că selectorii mai noi au alt, alt engine de... Uh, adică ce scrii, felul cum scrii uneori e uh, agnostic, adică determină același calcul în spate. Uneori nu e agnostic, mai ales când folosești funcții, că min e o funcție. Și funcția sigur, sigur durează mai mult decât with și după aia min with. Acolo, practic, sunt două comenzi diferite care sunt declarative și imperative în același timp. Adică îi zici odată să fie așa și odată așa. Nu-l pui să calculeze. Când îi zici min, îl pui să calculeze. Și abia după aia să aleagă una din cele două variante. Știi? Și e, tocmai calculul la ia un pic, un pic de putere de procesare. Dar, din nou, e insignifiant. Nu ar trebui să te gândești la asta în contextul ăsta. Așa. Influence Music. Oare ce părere ai de cursul de UX de la Google pe platforma Coursera? Ai vreo opinie, ai vreun know-how? Să știi că, din câte țin eu minte, era destul de ok ca punct de început, dar ca orice altă resursă pe care o găsești online, diversifică sursele de informații, Adică nu, nu, te opri doar la aia. Parcurge cursul și după aia mai uite te la 10 cursuri similare care tratează același subiect ca să vezi subtilitățile subiectului și să vezi cum se, cum se mai rezolvă altfel problema, dar indiferent dacă e aceeași problemă pe care o rezolvă cursul respectiv sau pe care ți-o prezintă sau setul de cunoștințe pe care îl înveți din, din contextul respectiv deci chiar dacă pare că bați pasul pe loc nu e așa, în momentul în care te uiți la 10 tutoriale care prezintă același lucru, din fiecare o să înveți cât un pic și da, e mult timp pierdut dacă vrei să te uiți la 10 dar uh, poți eventual să sari peste bucățile pe care le știi deja și să te oprești la lucrurile pe care omul al 9 le face diferit de al 8 și de al 7 și de al 6 și așa mai departe. Adică diversitatea e utilă și eu vă sugerez să căutați cât mai multe resurse gratuite în speță, dar mă rog, de orice fel, astfel încât să aveți un bagaj în cunoștință mai bogat la final. Și chestia asta vă dă și flexibilitate, adică dacă trebuie să rezolvați o problemă, nu știți un mod de a rezolva problema, știți 10 sau 7 sau 4. Pentru că din alea 10 tutoriale s-ar putea ca 5 să fie la fel cu toate celelalte și din 5 chiar să învățați lucruri diferite. Nu știu, adică depinde de, de la tutorial la altul. Sebastian Capitan, cum îmi dau seama că am proiect pentru angajare? C Am învățat React Cloud Fire pe lângă HTML, CSS și JavaScript. Mulțumesc că ai fost și rămâi un mentor online pentru mine. Să știi că poți să-mi trimiți mie portofoliul tău în momentul în care ai un portofoliu cu care uh, crezi că ai vrea să aplici la joburi și îți spun eu dacă e suficient sau nu. E, e atât de simplu. Sau pur și simplu pune-l pe Discord. Uh, o să vă dau link către canalul de Discord de aici imediat. Așa. Intrați acolo, șeruiți uh, în de analizat în live. E un canal special uh, în care puteți să puneți linkuri de la voi, adică CV-uri, portofolii, uh, profile de LinkedIn uh, sau profiluri de LinkedIn, de fapt. Uh, am zis CV-uri, am zis CV-uri. Uh, Site-uri personale proiecte de ale voastre, orice vreți evaluat și rugați și pe colegii de grup să se uite peste ele și oricum o să mă uit și eu în următorul live în care facem asta. Asta se va întâmpla probabil în două sau trei săptămâni de azi, de, de fapt de, da, de azi să zicem. Aici um, adică o să încerc să fac genul ăsta de evaluări măcar o dată pe lună și am făcut deja săptămâna asta miercuri, 1 și probabil că următorul o să fie în 2-3 săptămâni, poate spre final de, iul, de iulie. da. Um, în general cere feedback, e foarte ok să ceri feedback pe Discord, uh, suntem aici să te ajutăm și să te ghidăm în direcția potrivită. Uh, ca idee, portofoliul ar trebui să aibă, nu știu, între 5 și 10 proiecte, dintre care 2-3 să fie mai substanțiale uh, și prin proiecte mai substanțiale mă refer la lucruri care seamănă cu site-uri cât de cât funcționale și, sau mă rog, nu neapărat cu site-uri, poate să fie orice fel de proiecte, poate să fie de proiecte de uh, testare automată, poate să fie proiecte de, uh, nu știu, poate să fie și portofolii de design, poate să fie din orice domeniu uh, lucruri dar să se apropie de un grad de finalizare sau de maturitate proiectul respectiv ca să demonstreze faptul că te pricep să faci ceva cu, cu, cap și coadă, adică ceva care chiar ar putea să fie folosit de cineva la un moment dat. sau ar putea să fie evaluat de cineva la un moment dat la capacitatea maximă. Să îți demonstrezi skill ca și cum ai putea să fii productiv pentru un angajator din prima zi în care te angajezi. Chiar dacă tu n-ai niciun fel de experiență în domeniu. Cam știu că e un, 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 un țel destul de sus și știu că e greu de atins, dar călătoria ta până acolo o să te ajute să îți dai seama dacă îți place job-ul ăsta pe care, la care te-ai informat, fie el de marketing, de design, de front-end, de back-end, de orice altceva, de networking, de cyber security și așa mai departe. Și um, o să-ți dea și cunoștințele și... Um, înțelepciunea în momentul în care te apuci de treabă să poți să rezolvi probleme, uh, cum să zic, având încredere în tine. Și o să se vadă chestia asta. Bun. Bun. Cam asta a fost pe noaptea asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Noapte bună și ție, Extreme Pond. Și uh, ce să zic, mai aștept pe Discord dacă mai aveți curiozități, întrebări, dacă pot să vă mai ajut cu ceva. O să dau rapid și un git status, git add. .git commit-sem fit uh, final CSS for tonight. E, e la mișto. Git push. Și ar trebui să vedeți live acum în GitHub toate modificările făcute pe acest proiect pe linkul ăsta. Și din momentul în care o să alegem un framework și o să intrăm în chestii mai complexe și mai interesante, o să accept și pull request voastre ca să facem proiectul ăsta împreună, dacă vreți. Sau măcar să, nu știu, îmi sugerați niște îmbunătățiri și așa mai departe. Văd că am deja pe cineva care mi-a făcut un pull request. Ceea ce e foarte bine. O să mă uit pe stel săptămâna asta în care vin. Bun. Vă mulțumesc mult. Noapte bună. Aveți grijă de voi și succes în carieră.